Salutare, salutare, dragilor! Wow, ce de lume! Văd că ați început deja aici, fără mine. Să-mi spuneți, vă rog, dacă mă auziți și dacă mă vedeți, să facem proba tehnică întâi de toate, înainte să ne apucăm de treabă. Văd că lumea a început să scrie aici pe chat nota care a obținut-o la simulare. O să discutăm și despre simulare și despre aceste rezultate, așa că nu vă faceți griji. Da, se aude? Ok, perfect, perfect. Bun, bun, excelent! Dragilor, nu știu dacă știți, dar astăzi este ziua fericirii, ziua internațională a fericirii. Și uitați ce fericire pe noi că am ajuns și la această lecție. Când ne apropiem deja de criza orientală, înseamnă că suntem pe final de an, suntem în apropiere de BAC și astăzi mi-am propus să discutăm împreună o temă în premieră. Nu am abordat-o deloc în acest an. Este de altfel o parte din provocarea pe care eu am lansat-o, să învățați alături de mine toată materia pentru BAC împreună cu mine și în aceste două zile intensive pe care le vom avea, în data de 20 și 27 martie, vom aborda două teme. Astăzi facem criza orientală, săptămâna viitoare facem războiul rece. Bun. A, uite, lumea tot scrie aici de notele la simulat. Nu vă faceți griji că o să discutăm și despre acest aspect. Bun, pentru că este ziua fericirii, mi-am propus să vă fac o lecție mai interesantă. Criza orientală, care de altfel știu că nu este pe placul vostru și poate vă dă bătăi de cap, aș vrea să-mi scrieți înainte să începem din ce orașe sunteți, de unde ne conectăm astăzi, pentru că v-am observat discuțiile și mi se pare că temele sunt destul, notele, pardon, la simulare sunt destul de diverse. Unii au note mai mari, alții au note mai mici și aș vrea să scrieți un pic în chat de unde ne-am conectat, din ce localități, de unde ne auzim. Eu vă salut cu un călduros Servustoc de la Târgu Mureș, din inima Transilvaniei, din inima Ardealului, la noi așa se salută. De altfel, este un derivat din limba latină, de la servos, adică servitorul vostru. Ia să ne uităm. Giurgiu, Ol, Pitești, Ploiești, Bacău, Urzica, Alba, Mizil, Suceava, Otopeni, Ilfov, Ialomița, Cluj, uite, Clujul este cu noi, aici vecinii mei, Oradea, București, Baia Mare, Timișoara, uite, și Noemie de la Târgu Mureș, super, Zimnicea, Chișinău, București, Arad, Covazna, Constanța, sunt curioasă cum e vremea la Constanța, Jennifer, dacă poți să ne spui, poate tu ai vreme bună și soare, Râmnicu, Vâlcea, am luat 10, Baia Mare, felicitări, Maia, super, uite, iarăși Târgu Mureș, Arad, Hunedoara, Vrancea, Doamne, suntem cam de peste tot, ne-am conectat așa destul de bine. Bun, dragilor, astăzi vom petrece aproximativ o oră și jumătate, acum depinde câte întrebări aveți și voi la final. Ce vă propun este să vă luați de scris, să vă luați un pic o foaie, puteți să faceți și prin screen-uri. Dacă cineva postează la story pe Instagram, puteți să-mi dați tag, o să dau repost imediat după pregătire. De asemenea, dacă sunteți de acord, eu vă propun să lăsăm întrebările pe final ca să parcurgem conținutul, să facem dezbaterea în sine și apoi la final să luăm toate aceste detalii pe care poate vreți să le discutăm într-un cadru mai larg sau poate am omis eu ceva pe parcursul discuției. Salutări din Prahova! Oh, super! Salutări, salutări tuturor! Bun! Pentru că tot e prima pregătire de după simulare, s-au afișat și rezultatele. Unii ați avut un șoc în sens pozitiv, alții într-un sens poate negativ. Aș vrea să-mi spuneți ce rezultate ați obținut la istorie și dacă sunteți mulțumit sau mulțumiți, mulțumit sau mulțumită de acest rezultat. Indiferent care a fost rezultatul obținut, vreau să știți că totuși mai avem timp la dispoziție, deci nu vreau să fiți dezamăgiți sau nu vreau să considerați o tragedie acest episod. Sigur, se putea întotdeauna și mai bine, dar e important să vedem ce avem de făcut de acum încolo și discuția de astăzi se va miza și se va concentra în jurul acestui obiectiv. 9.70, sunt mulțumit, 8.10, 3.40, zice Elena, 5.65, 9.65, 7.90, 4, mă așteptam la mai mult, 3.95, o văd că suntem așa la extreme, note mari, note mai puțin mari. 4.90, 4.20, 9.70, 6.20, nu sunt mulțumită, 9.10, 9.45, 9.60,
Da. Acum, ce vreau să vă spun referitor la aceste rezultate, știți că simularea este doar un test, este o parte de acomodare cu ideea de examen, ca să vedeți cum va decurge totul și sigur să vă verificați cunoștințele în așa fel încât să știți ce să mai pregătiți până la examenul în sine. Mai degrabă să vă uitați nu la nota obținută la simulare, ci să vă uitați la ce vă doriți, nu după simulare, ci după BAC. Dacă contează nota la istorie sau nu, și puteți să faceți acest mic exercițiu acum împreună cu mine, să vă gândiți dacă la admitere sau dacă veți merge la facultate, unul la mână, și doi la mână, dacă veți da admitere la facultate, cum va fi această admitere? Pe bază de dosar sau pe bază de examen? Dacă este pe bază de dosar, înseamnă că da, e importantă media la istorie. Și de ce e importantă? Pentru că ea poate să-ți urce foarte mult nota de admitere. E mai ușor să iei o notă de 10 la istorie decât este la română. Și știți cu toții acest lucru. Și tocmai de aceea, indiferent de rezultatul pe care l-ai obținut, să te gândești dacă ai nevoie cu adevărat de o notă mare la istorie. Și poate scrieți în chat cei care aveți nevoie și cine are nevoie și pentru ce facultate. Pentru că dacă veți da admitere pe bază de dosar, cum este la majoritatea specializărilor, într-adevăr va face diferența între a fi admis la taxă sau la buget. Sau poate chiar să obții o bursă. Și na, eu vă recomand, dacă puteți, să trageți un pic tare, să obțineți un loc bugetat. Ajută foarte mult și vă scutiți părinții de o cheltuială sau pe voi de obligația de a face rost de bani prin muncă sau, mă rog, part-time-uri, job-uri și alte aspecte. Da, uite, și Constantina are nevoie, Priscila, Daniela, Elena, Mihaela, Larisa, Robert, Ioana. Da, pentru că acesta va fi obiectivul nostru de acum încolo. Cei care aveți nevoie cu adevărat de o notă mare la istorie, să ne focusăm să creștem nivelul. Și o să putem face în următoarea perioadă. Am nevoie pentru poliție, am nevoie doar de nota de la BAC, am nevoie și eu. Da, văd că majoritatea aveți nevoie. Da, bun. Astea fiind spuse, haideți să vedem cum putem să creștem acest nivel, cum putem să ne apropiem mai repede de visul nostru, fie că este vorba de facultate de drept, de psihologie, de cibernetică, de poliție, de relații internaționale, de arte, de orice altceva. Astăzi începem să lucrăm la visul tău și vreau să știți că indiferent de rezultatul pe care voi l-ați obținut la simulare, se pot face minuni, încă nu este târziu. Și ca să vă motivez și să vă dau așa un impuls și un boost în această zi, ca să ieșiți un pic din amorțeala de la școală și dezamăgirea de la simulare, vreau să vă arăt ce au făcut cursanții mei la cursul de istorie, cum să obții nota dorită. Țineți cont că noi am făcut pregătirea într-o lună și un pic. Deci tot ce vedeți aici s-a început undeva prin data de 20, pregătirea pentru simulare, am făcut doar cele 5 capitole pentru că ei au cerut acest lucru, iar toată materia am terminat-o la finalul lunii februarie, pentru ca ei să poată să meargă la simulare. Și uitați ce note au obținut într-o lună. Note de 9, 9.35, 9.20, 9.75, note chiar și de 10, da? Persoane care erau la corigență sau persoane care nu se descurcau. Voi mai aveți 3 luni la dispoziție. Deci timpul e în favoarea voastră și vă rog să nu vă panicați, pentru că aveți toate șansele să recuperați sau să vă creșteți nivelul. Fie că a fost o notă mică, fie că a fost o notă bună, se poate face în continuare un level up. Bun. Acum, astea fiind spuse, vreau să știți că toată metoda pe care eu vă dau astăzi și toată această abordare este o metodă pe care eu am folosit-o deja și cu alți elevi în decursul ultimilor ani de zile și este o metodă care i-a ajutat să obțină note fabuloase la bacalaureat. Deci, concret, acest webinar este pentru tine dacă nu te descurci la istorie sau vrei să te descurci mai bine, dacă vrei să înveți și să înțelegi mult mai ușor unul dintre capitolele integrate în programa de bacalaureat și anume criza orientală, dacă vrei să afli ce ar putea să-ți pice la BAC din acest capitol și care sunt punctele cheie și, bineînțeles, dacă vrei să ai rezultate foarte bune la examen. Nu în ultimul rând, te invit să rămâi alături de mine dacă îți place cu adevărat metoda mea de abordare. Știți și voi, dacă ne place proful, nu ne place metoda, nu prea ne vine să învățăm, pentru că adeseori asociem persoana profesorului cu materia. Nu ne place persoana, nu ne place nici materia. Deși poate materia e faină sau sunt chestii interesante. Și acesta este de altfel unul dintre motivele pentru care mulți dintre voi ați obținut un rezultat dezamăgitor la simulare.
că nu v-a plăcut materia. De ce? Pentru că nu v-a plăcut proful. Sau dacă nu v-a plăcut proful, nu v-a plăcut metoda de abordare sau metoda de lucru. Și să-mi confirmați dacă am dreptate sau nu, pentru că cel mai frecvent cam asta se întâmplă. Bun. Aș vrea să știu dacă sunt persoane care participă pentru întâia oară la această sesiune de pregătire. Este practic un workshop pe care eu îl organizez special pentru voi. Este un alt episod. Dacă bine țineți minte, am parcurs la workshopul precedent toată materia de simulare. Iată că mergem mai departe cu această provocare și avansăm cu materia, pentru că ne apropiem de BAC. Și la fiecare întâlnire am observat că vin mereu persoane noi, persoane care descoperă pentru prima oară această activitate a mea, care se înscriu pentru întâia oară la astfel de pregătiri gratuite. Și cu această ocazie vă salutăm cu mult drag și ne bucurăm că ați venit alături de noi. Wow, ce de lume nouă! Cosmina, Larisa, Bianca, Roberta, Simona, Ovidiu, Teodora, Noemi. Ok, sunt multe persoane noi și pentru că sunteți invitații noștri noi, o să vă spunem câteva lucruri așa despre organizare și ce presupune această pregătire. Vreau să știți întâi de toate că voi fi gazda voastră din această după masă. Vom aborda astăzi tema criza orientală, iar în episodul următor de săptămâna viitoare vom face partea a doua, așa nume Războiul Rece. Despre mine ce pot să vă spun este că fac cu mult drag ceea ce fac și cu multă bucurie. Cei care participă poate de anul trecut sau mă urmăresc de mai mult timp știu acest lucru. În momentul de față sunt doctor în istorie, sunt profesor, sunt autor de cărți, sunt autor de cursuri și am o experiență de peste 13 ani în mediul academic, didactic, atât în mediul online cât și în mediul clasic de predare. Am activat ca asistent universitar, de asemenea ca asistent de cercetare științifică. Am lucrat în mai multe țări din Europa și inclusiv din Asia, cum ar fi Turcia. Și în momentul în care m-am întors în țară, mi-a venit o idee. Zic, hai să fac și eu ceva pentru elevi, hai să fac ceva pentru această tânără generație. Și am văzut că era mare problemă, mai ales la nivel de BAC, mai ales la nivel de pregătire pentru examen. Și mi-a venit această idee să lansez niște lecții gratuite pe care vi le las și vouă aici, nu trebuie să achitați nimic pentru ele, e toată materia schematizată și sintetizată de altfel. Doar vă introduceți adresa de mail și veți primi materialele. De asemenea, de aici a pornit și o cerere foarte mare de a face pregătire cu elevi. Au venit 10, au venit 20, au venit 100, au venit 200 și iată cum mai făceam față cu această cerere care era deja la nivel național. Și am creat un program care este de altfel primul curs online de istorie din România și în momentul de față este cursul care are cele mai bune rezultate la nivel de bacalaureat și care a avut cei mai mulți înscriși din tot ceea ce există pe piața din țară. Da, dacă sunteți interesați să aprofundați mai mult această metodă a mea, puteți să vă comandați și cartea Istoria pentru tineri, care va intra în stoc, dacă nu mă înșel, săptămâna aceasta. Bun, cam asta ar fi pe scurt despre mine și povestea mea, ca să știți și să fiți liniștiți și relaxați în legătură cu gazda voastră de astăzi. Ce vă recomand este să vă luați, da, și descris așa cum am spus la început, să rămâneți și până la final, să stăm aproximativ o oră și jumătate, pentru că o să aveți parte de mai multe surprize și de mai multe cadouri. Și de asemenea să vă notați fiecare întrebare ce apare pe parcurs, pentru că vreau să le dezbatem și să le discutăm la finalul acestei întâlniri. Bun, astea fiind spuse, ce ziceți? Îi dăm bătaie, ne apucăm de treabă, sunteți pregătiți? Să-mi ziceți dacă putem să începem. Uite, Daniela zice, sunt foarte interesată să fac cu tine. O să vă dau detalii și despre acest aspect la final pentru cei care sunteți interesați de pregătire. Uite, noi mi zice, am achiziționat cartea, îmi place mult, mă bucur mult, îți place să ai o lectură frumoasă. Bun, ok. Dacă sunteți pregătiți, ne și apucăm de treabă. Ce vreau să vă spun despre acest capitol este că nu-l veți întâlni la BAC neapărat în formula aceasta, nu știu, realizează un eseu despre criza orientală. Sau strict un subiect 1 sau subiect al doilea doar despre această temă. De ce? Pentru că de altfel criza orientală este deja inclusă într-o proporție de aproape 80% în statul român modern. Aproape tot ceea ce cuprinde acest capitol se regăsește într-o formă sau alta în statul român modern. Și o să înțelegeți care sunt aceste puncte cheie pe care le vom aborda astăzi, și anume războiul Crimei, războiul de independență, războaiele balcanice și primul război mondial.
Acestea sunt elementele cheie despre care noi vom discuta și pe care, dacă vă mai amintiți, le-ați discutat, bineînțeles, și la statul român modern. Deci, într-o formă sau alta, informația este familiară pentru voi, cei care ați făcut acest capitol. Acum, atunci când ne referim la războiul Crimeei, vreau să înțelegeți toată această perioadă și toți acești ani într-o legătură foarte mare cu ce se întâmpla în secolul al XIX-lea. Vă spuneam că secolul al XIX-lea a fost prin excelență un secol al națiunilor. Toate națiunile din Europa s-au trezit cumva la viață, așa cum este acum primăvara. Înfloresc florile, apar ghioceii, cântă păsărelele, înverzește totul. Na, așa a fost și în acest secol, pentru că popoarele parcă se trezesc dintr-o dată, dintr-o iarnă foarte grea. Și această trezire îi duce la o dorință, o dorință aprigă, o dorință puternică, o dorință spre realizarea unității naționale. Fiecare popor începe să viseze la realizarea idealului național. Să fie o națiune, să fie independent, să nu mai fie conduși de străini, să fie uniți. Și acest este și cazul românilor. Și să vedeți că tot acest fenomen ce se transpune la nivelul întregii Europe se va transpune inclusiv asupra spațiului românesc. Iar momentul despre care noi vorbim este un moment legat foarte mult de războiul Crimeei. Pentru că acest război a pus în discuție viitorul principatelor române. După cum bine știți, în războiul Crimeei, de fapt, românii nu au participat pe front. A fost un conflict între Imperiul Otoman și Rusia. Cine a câștigat acest conflict? Păi cine a câștigat? A câștigat Imperiul Otoman, da? Pentru că Rusia a fost înfrântă și pentru întâia oară se discută pacea la Paris. Și acolo se pune pe masa discuțiilor viitorul principatelor române, Moldova și Țara Românească. Iar aici o să vedem că marile puteri au avut viziuni diferite. Vă mai amintiți care au fost acestea sau ce credeau marile puteri că ar trebui să se întâmple cu principatele române? Ce s-a discutat la Paris cu privire la viitorul nostru? Ghișciupercă ce? Hai să vă văd. Dacă vă amintiți sau dacă știți. Sigur știți că ați mai discutat. Să nu se unească, unii au zis să se unească, da, unirea, să se consolideze, ok. Să aibă puteri protectoare, într-adevăr. Da, părerile au fost împărțite. De exemplu, Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic nu au fost de acord cu unirea pentru că și-ar fi pierdut influența asupra principatelor române sau Imperiul Habsburgic ar fi riscat să piargă influența asupra Transilvaniei. Dar, în general, marile puteri au fost de acord cu această unire. Și, sigur, unirea pentru acele timpuri era ceva îndrăzneț, nu au privit-o din aceeași perspectivă ca și românii, însă au oferit posibilitatea de a se realiza într-un fel sau altul unirea. Astfel, în urma acestor discuții ce au avut loc la Paris, așa cum vedeți în pictura din imagine care ilustrează momentul și discuția de la Paris, s-a discutat următoarele aspecte. Desființarea protectoratului Rusiei, garanția colectivă a marilor puteri, adică să nu mai depindă principatele române nici de ruși, nici de otomani, ci să fie garantată de marile puteri și să se revină în cadrul Moldovei trei județe din sudul Basarabiei, și anume Cahul, Polgrad și Ismail, care au fost retrocedate de Rusia. Iar un ultim punct prevedea organizarea de către Imperiul Otoman a adunărilor ad hoc. Ce s-a întâmplat la aceste adunări? Până aici toate bune și frumoase. Tratatul de pace de la Paris era bridge, era favorabil discuției noastre și dorințelor românilor. Dar ce s-a întâmplat la aceste adunări ad hoc și cum au decurs lucrurile? Da, să se organizeze adunările ad hoc, foarte bine. A participat Țărănimia pentru prima dată, foarte bine, Debora. Au fost falsificate, foarte bine și adevărat. S-a dorit un prinț străin, s-a dorit unirea,
Da, excelent. Da, să știți că Imperiul Otoman a fost însărcinat să organizeze aceste alegeri și în primă fază au fost falsificate și a fost nevoie să se reia scrutinul pentru că românii s-au plâns la Paris că nu le-a fost respectat acest drept de alegeri. În al doilea scrutin, în a doua tură de adunări ad hoc, rezoluțiile au prevăzut niște aspecte foarte interesante, cum ar fi unirea Moldovei cu țara românească, de asemenea aducerea unui prinț străin. Și aș vrea să vă întreb de ce credeți că s-a optat pentru prinț străin? De ce era nevoie să avem un prinț străin? Hai că unirea o înțelegem, era firesc să ne dorim acest lucru, dar prințul străin, până atunci Moldova și țara românească au fost guvernate de familiile boierești românești. Și în această discuție apare pentru prima oară ideea de prinț străin. De ce era el mai bun decât boierii noștri? Ca să aducă modernizare, exact, pentru a duce reforme, să aibă influență în Europa, să fie imparțial, da, adică să nu fie o competiție între Moldova și țara românească, de unde alegem acel conducător. Pentru a ridica standardele, foarte bine, pentru că avea idei luministe, da, pentru a avea o relație bună cu țara din care provenea, emancipare, modernizare, avea relații și cu alte țări și era mai educat. Da, de altfel, un prinț străin în sine presupunea o altă educație, un alt background. De asemenea, presupunea că el este parte dintr-o familie monarhică din Europa, deci avea legături și cu alte familii regale și acest lucru asigura României o creștere mult mai accelerată. Educația lui aparte presupunea faptul că are o altă viziune, un alt mod de a percepe politica, de a percepe filozofia de viață a omului, a cetățeanului și atunci, sigur, toate aceste reforme pe care el le-ar fi adus ar fi implementat și impactat foarte mult evoluția României într-un sens pozitiv. Da, zice cineva aici că știa mai mult, era mai deștept. Și pe de altă parte s-a dorit acest lucru ca să nu se mai certe familiile din Moldova cu familiile din țara românească pe cine să alege. Să nu fie favorizat un moldovean sau un oltean sau un muntean. Bun, exact. Ok, toate aceste lucruri au fost trimise la Paris. Astea au fost dorințele românilor. Și ce zic cei de la Paris? Ce zic marile puteri? Ce au zis? Gata, batem palma. Fie cum vreți voi, uniți-vă, aduceți-vă prinți, vă susținem. Sau ce au zis marile puteri? Pentru că una e ceea ce s-a dorit, știi cum e în viață, una e să-ți dorești și alta e să se întâmple. Le acceptă dar condiționat, cineva zice că nu sunt de acord. Ok. Alte opinii, dacă mai avem. Au dorit o unire parțială. Da, într-adevăr, atunci când au mers aceste doleanțe către Paris și marile puteri le-au văzut, vă dați seama, au avut un șoc. Nu s-au așteptat să ceară atât de mult românii. Și, într-adevăr, ei conștientizau la nivel de politică că această unire ar fi favorizat cumva estomparea expansiunii rusești, de asemenea ar fi blocat extinderea expansiunii otomane, dar pe de altă parte era și o cerere îndrăzneață să faci această unire și să aduci un prinț străin. Iar în urma acestor adunări ad hoc care au fost organizate, într-adevăr s-a permis această unire parțială. Da, o unire care să fie cumva la nivel de instituții, instituția legislativă și instituția fiscală, însă ele să funcționeze și să aibă conducători separați. Și astfel să se organizeze alegerile, pe care știți și voi foarte bine că au avut loc în ianuarie 1859. Și ce se întâmplă la aceste alegeri? Cum evoluează lucrurile? Da, s-a votat unirea sub nume de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei. Da, la Congresul de Pace de la Paris se cere să se aleagă un domn în țara românească și unul în Moldova, dar nu s-a specificat că nu putea, că nu trebuia să fie același. Da, într-adevăr, nu s-a făcut această mențiune. Au loc alegerile la Iași și la București și ce se întâmplă? Este ales scuza de 2 ori. Exact. Are loc unirea teoretică, da, pentru că practică a fost sau a trebuit să fie acceptată. Dar are loc unirea principatelor la data de 24 ianuarie 1859.
Într-adevăr, francezii, prin tratatul de pace de la Paris și convenția care s-a adoptat acolo, documentul în sine, nu s-a specificat că nu putea fi ales același domn în ambele țări. Și iată că românii au pus marile puteri în fața faptului împlinit. Așa s-a realizat unirea, printr-un artificiu politic. Ei, marea problemă a fost că sultanul nu a recunoscut unirea și s-a iscat un scandal foarte mare, iar într-un final, în anul 1862, el va recunoaște această unire doar pe timpul guvernării lui Cuza. Și acesta este, de fapt, efectul sau aceasta este consecința războiului Crimeei pentru noi, pentru că, în fond, ea a favorizat această unire a principatelor. Nu doar că a pus în discuție ce se va întâmpla cu noi, ci și a favorizat unirea celor două țări. Bun. Despre Cuza știm cu toții, am discutat și la workshop-ul celălalt de pregătire și cu alte ocazii, că a fost părintele statului român modern. El este cel care a întemeiat de altfel statul român modern și odată ce a ajuns la guvernare a fost nevoie de introducerea numeroase reforme. Ca să ne recapitulăm așa scurt și acest aspect, aș vrea să scrieți aici în chat dacă mai știți care sunt reformele lui în mare. A făcut reforme pe toate planurile pentru că era mare nevoie. De asemenea, el a guvernat din 1859 până în 1866. Vorbim despre o perioadă de doar 7 ani. Și asemenea, cum este în educația unui copil, primii 7 ani de acasă sunt cei mai importanți, la fel a fost și pentru statul român modern, care era un copil micuț, care a fost crescut de Cuza în primii 7 ani de viață. Și aceste reforme au impactat foarte mult evoluția României. Da, este vorba de reforma învățământului, agrară, excelent. Educațională, e aceeași cu învățământul, secularizarea verilor mănăstirești, foarte bine, reforma în sistemul juridic cu codul civil și penal, super, măi, dacă ați mai scris ceva, reforma instrucțiunii publice, electorală, da, statutul dezvoltător al Convenției de la Paris prin care și-a mărit puterea, reforma armatei, exact, sunt foarte multe, foarte multe reforme pe care el le-a introdus. Însă, așa cum știți și voi foarte bine, guvernarea lui nu a fost de bun augur, sau cel puțin nu pentru toată clasa politică, pentru că acești reprezentanți ai clasei politice, în special conservatorii, s-au temut de puterea lui Cuza, care creștea, mai ales a crescut sau care crescuse deja prin statutul dezvoltător al Convenției de la Paris. Și acesta este motivul pentru care se va forma o coaliție împotriva lui, monstruoasa coaliție, are o denumire așa foarte ciudată, malefică, și care l-a obligat să abdice în anul 1866. Și, practic, România s-a aflat într-o ipostază destul de dificilă. Ce se va întâmpla cu ea? Pentru că, uitați, sultanul recunoscuse unirea doar pe timpul guvernării lui Cuza. Ori Cuza nu mai era, el a plecat în exil. Da, a plecat din țară. Și ce se întâmplă cu România? A fost o situație destul de tensionară, destul de dificilă. A fost un moment de cotitură pentru istoria țării noastre. Vă mai amintiți? Bine, Carol, da. De altfel se face o primă ofertă pentru prințul Flandrei, care refuză fără niciun motiv, nu-l acuzăm pentru că, într-adevăr, trebuia să fie nebun să accepte o astfel de sarcină dificilă. Și a doua ofertă este făcută unui prinț prusac din Germania, care avea vârsta de 27 de ani, era al doilea băiat născut, deci nu avea posibilitatea să ajungă la tron doar în cazul decesului fratelui mai mare. Și acesta acceptă, într-adevăr, să vină în țară. Iar cel mai mare proiect al său, odată cu sosirea în țară, a fost obținerea independenței. De ce? Pentru că în momentul în care Carol vine în țară, el merge pe la sultan și ce face? Sărută mâna, da? Cum era protocolul, cum era obiceiul vremii, ca să poată să primească această investire în funcție. Și așa cum vă ziceam, acesta va fi obiectivul principal al carierei sale de a-și obține independența țării. De altfel, el a așteptat momentul oportun, a așteptat momentul prielnic și iată că s-a evit câțiva ani mai târziu, și anume în contextul crizei orientale din anii 70.
Este o criză înscrisă în această competiție, în acest concert european, competiția între Rusia și Imperiul Otoman, la care inițial România nu participă. Și ce se întâmplă? Practic, rușii susțin revolta popoarelor creștine din Balcani, declarându-se protectoare a fraților creștini de la sud, în eliminarea puterii otomane din zonă. Inițial v-am spus că România nu participă cu trupe, stă în expectativă, stă să observe ce se întâmplă. Iar în aprilie 1877 este încheiată o convenție română-rusă. Rușii solicită ajutorul României privind trecerea trupelor pe teritoriul țării. Iar România, bineînțeles, acceptă acest lucru, însă condiționat, și anume să nu se pericliteze sau să nu se afecteze granițele teritoriale, sigur să nu staționeze aici trupele rusești și, de asemenea, să nu impacteze viața politică din România. Imediat după acest episod, foarte interesant, că România se proclamă independentă. Cum? Mihail Cogălnicianu redactează declarația de independență și o citește în fața Parlamentului. Și acesta este practic punctul de plecare al conflictului la care și România va participa. Bun, după cum bine știți și voi, datorită faptului că rușii nu reușesc să câștige, să obțină victoria la sud de Dunăre, ei solicită ajutorul României. Și România intervine în război de partea rușilor și câștigă. Într-adevăr, este învingătoare, iar în urma acestui conflict se încheie tratatele de pace. Cum s-au finalizat aceste tratate și ce impact au avut pentru România, dacă vă mai amintiți? Prințul Flandrei, adică din Belgia, nu Finlanda. România își obține independența la tratatul de la Berlin în 1878, ok. Primește Dobrogea. Bun. Alte opinii? Opinii, păreri, impresii? Dacă mai aveți. Devine regat. Da, va deveni regat ca o consecință a acestor evenimente. Într-adevăr, ce vreau să știți este că prima pace se încheie la San Stefano. Acesta este conacul aici din dreapta pe care îl vedeți. Dacă ajungeți în cartierul Yeşilköy din Istanbul și dați o vizită pe acolo, puteți să mai vedeți încă acest conacel. Aici au avut loc discuțiile între Rusia și Turcia, doar cele două puteri au participat. Și discuțiile au prevăzut recunoașterea independenței României, a Serbiei și a Muntenegrului. Spre deosebire de noi, vecina noastră de la sud, Bulgaria, rămânea principat autonom. Deci, totuși, noi am avut un mare avantaj pentru că am obținut independența cu mulți ani înaintea ei. Și, de asemenea, se prevedea în această clauză o despăgubire de război. Otomanii au stabilit împreună cu reprezentanții Rusiei ca să existe o cedare teritorială, cedarea care făcea referire la Dobrogea, da? Așa cum era cutuma și obiceiul în acele timpuri, statul care pierdea un conflict trebuia să facă o despăgubire și de regulă se despăgubea printr-un teritoriu, cel mai apropiat teritoriu față de puterea învingătoare. În cazul de față era vorba de Dobrogea și Delta Dunării. Iar aceasta, teoretic, intra în componența Rusiei, care a câștigat războiul. Însă rușii au zis, ce să facem cu ea, când era imposibil să ajungem. Trebuia să treacă fie pe mare, fie prin teritoriul României. Și atunci au zis așa, nu luăm noi Dobrogea, luăm sudul Basarabiei și să o ia românii. Să facem un schimb teritorial. Ei, Carol nu a știut nimic despre aceste lucruri și le-a aflat abia atunci când a ajuns la Berlin, când a avut loc, de altfel, întâlnirea oficială unde au participat toate marile puteri. Și acolo Carol a avut un adevărat șoc. Ce i s-a cerut lui Carol să facă pentru a-i fi recunoscută independența țării? Da, cedează sudul Basarabiei în schimbul Dobrogei.
O altă consecință este că în 1881 România devine regat, într-adevăr, și acest lucru va impacta foarte mult și politica externă a României sau orientarea lui Carol în politica externă, pentru că va fi dezamăgit de relațiile cu Rusia și se va îndepărta de ele, se va înstrăina. Se elimine articolul 7, da, articolul 7 din Constituție, să cedeze sudul Basarabiei pentru Dobrogea, foarte bine, cu cele trei județe, excelent. Da, într-adevăr, am mers la Berlin și a obținut această recunoaștere a independenței sale, însă a fost condiționat de modificarea articolului 7 din Constituție, care prevedea că în România cetățenia o pot avea doar creștinii. Și care era logica din spatele acestui articol? Pentru că România primea în componență Dobrogea, care era un teritoriu preponderent locuit de alte etnii, cum ar fi turci, tătari, evrei sau alte populații, marea parte a acestora nu erau creștini. Erau de o altă religie, cum ar fi, de exemplu, religia islamică. Și atunci ei nu puteau fi parte din noul stat, în componența căruia intrau. Și acesta a fost considerentul de la care s-a plecat, că va fi nevoie să modifice articolul 7. De altfel, Carol nu a vrut, a refuzat. El nu a vrut să facă această cedare teritorială, a respins, însă cei de acolo i-au zis că vei pleca acasă fără recunoașterea internațională a independenței. Altă șansă nu o să mai ia. Și într-un final a fost nevoit, obligat, dacă vreți, să accepte și a cedat sudul Basarabiei în schimbul Dobrogei, Deltei Dunării și insula a Șerpilor. Consecința pentru noi cea mai importantă este că România obține ieșirea la Marea Neagră, care a fost de altfel un punct de strategie național și este și în momentul de față. România nu a avut, sau spațiul acesta românesc, nu a mai avut ieșire la mare din timpul lui Mircea cel Bătrân. Și până la urmă a fost și un aspect pozitiv în toată povestea aceasta. Și v-am pus aici cele două hărți ca să vizualizați și să înțelegeți această cedare teritorială. Dacă vă uitați în harta din stânga, de sus, puteți să vedeți regatul României, este cu culoarea mop, iar partea de sudul Basarabiei, fâșia aceea cu verde, a fost cedată în schimbul Dobrogei, Deltei Dunării și insula Șerpilor. Și iată cum s-a modificat din punct de vedere teritorial granița acestui viitor regat. Bun. Cineva spune aici că se schimbă politica. Și da, într-adevăr, cel puțin în plan extern, se schimbă foarte mult viziunea lui Carol, pentru că el a fost dezamăgit. A avut o convenție încheiată cu rușii și tocmai asta prevedea, să nu există modificări teritoriale, să nu existe schimbări ale granițelor, să nu pericliteze niciun fel tot ceea ce înseamnă această integritate națională. Și nu s-a întâmplat acest lucru. Ori, el fiind neamț, da, de origine germană, se va îndrepta acum către rădăcinile sale și își va orienta politica externă către o alianță semnată în secret cu cine? Hai să vedem dacă o știți. Cu cine a semnat el o alianță secretă? Tocmai din acest motiv și în această dezamăgire pe care el a avut-o cu Rusia, cu Imperiul Țarist sau în urma relațiilor româno-rusești. Cineva zice cu Antanta, cineva zice cu Germania, cineva zice cu puterile centrale. Ok. Da, într-adevăr, va încheia o alianță cu Germania, iar în acele timpuri Germania făcea parte dintr-un bloc militar, da, puterile centrale. Și așa cum vedeți pe hartă, nu doar România va adera, ci și Italia. Deci, practic, Carol va încheia în anul 1883 o alianță secretă cu Germania, Austro-Ungaria și cu Italia. Tocmai datorită relațiilor tensionate pe care le-a avut în urma războiului de independență cu Rusia. Da. Și acesta, iată, dragilor, este cel de-al doilea episod din criza orientală, care surprinde foarte mult deja distanțarea României față de Rusia și apropierea față de Germania. Și o să vedem în continuare cum vor evolua lucrurile. Un alt episod la care mai participă Carol și de altfel este și ultimul din punct de vedere politic, este dat războaiele balcanice. Războaiele balcanice, așa cum zice denumirea, au avut loc în Balcani și cumva ele prevesteau acești nori negri ce s-au lăsat asupra Europei. Europa se pregătea de conflict.
toată lumea își dorea războiul. Toată lumea se înarma pentru război. Toată lumea credea că va fi un război fulger, adică ne întâlnim așa cum era până atunci, cum a fost în istorie. Și stăteau date undeva, pe o câmpie, pe un deal și stăteau până se bat și până cade ultimul de pe front. Ei, războaiele care veneau de acum aveau să schimbe total interfața Europei și războaiele balcanice cumva semnalează acest lucru și de asemenea poziționează sau repoziționează România pe o altă palieră. Ce s-a întâmplat în aceste războaie balcanice și cum s-au încheiat pentru România? Pentru că România a participat. Hai să vedem. România nu semnează o alianță secretă cu Antanta, semnează o alianță secretă cu puterile centrale, pentru că din Antanta făcea parte și Rusia, Marea Britanie, Franța și Rusia. Ori Carol nu și-a mai dorit să aibă legături cu rușii. Acesta este motivul pentru care semnează cu cealaltă tabără. Bun. În 1913, pacea se va ține la București, iar România va primi Cadelaterul. Bulgaria își dorea să-și extindă teritoriul, foarte bine. Obținut Dobrogea de Sud, ok. Are loc în contextul nemulțumirilor Serbiei și Bulgariei împotriva otomanilor. Da, foarte bine. Toată povestea aceasta din Balcani are foarte mare legătură cu ceea ce se întâmpla la nivel de emancipare, pentru că popoarele de aici, cum era Serbia, Bulgaria și Grecia, își doreau mai multe teritorii, își doreau să se extindă și, cel mai important, își doreau să scape de influența otomană, adică să plece, dacă vreți, otomanii din peninsula balcanică. Rușii au profitat în tot acest timp și au susținut popoarele creștine să se revolte. În prima fază, în 1912, Serbia, Bulgaria și Grecia sunt primele care vor declara război Imperiului Otoman. Și l-au înfrânt, de altfel, iar la final și-au împărțit teritoriile. Foarte ciudat este că Bulgaria a fost nemulțumită, deși a obținut mai multe teritorii decât vecinele sale. Iar România nu s-a implicat sub nicio formă în acest conflict, cel puțin în prima fază. Ei, în anul următor, în 1913, nemulțumită, Bulgaria declanșează din nou război, dar de data aceasta împotriva foștilor săi aliați, adică sârbii, bulgarii, grecii, macedonii, da? Și începe un război pe toate fronturile. Acesta este momentul în care România se implică de partea Serbiei și a Greciei și o atacă din partea de est. Iar într-un final, vă dați seama, Bulgaria fiind atacată din toate părțile, este înfrântă. De ce ne interesează pe noi acest lucru? Nu neapărat trebuie să rețineți că Bulgaria, că Serbia, că care pe care, ci mai degrabă să rețineți că România se implică în al doilea război balcanic și cel mai important lucru de reținut este faptul că tratatul de pace are loc unde? La București. Pentru prima oară în scena diplomatică europeană nu se mai pune discuția sau nu se mai fac negocierile la Paris, cum era obiceiul, ci se fac la București. Și iată că România, practic, devine un fel de mică Franță în Balcani, iar Bucureștiul începe să poartă denumirea de micul Paris, datorită acestei influențe. Ce însemna acest aspect? Că România devine o superputere regională. Dacă vreți, cel mai puternic stat din Balcani în această perioadă. Bun. Ce a prevăzut tratatul de la București pentru noi? Da, într-adevăr, crește prestigiul țării în urma victoriei rapide obținute împotriva bulgarilor. Bulgaria pierde teritoriile din tratatul de pace de la București. Da, pierde niște teritorii și anume care? Ce teritorii pierde Bulgaria? Ce pierde ea? Hai să vedem dacă vă mai amintiți. Cred că a și menționat cineva aici mai sus. Cadrilaterul sau nisipurile de aur, da? Sau cum mai este numită Dobrogea de Sud sau Dobrogea Nouă. Poate ați fost în vacanță la nisipurile de aur. Eu aveam în anii trecuți foarte mulți elevi la cursul de istorie care îmi ziceau că la final de an fac banchetul în Bulgaria, că merg la nisipurile de aur și nu înțelegeam cum Dumnezeu să mergi până în Bulgaria să ții banchetul. Și am înțeles că încă se mai practică chestia asta și dacă este cineva care
care va face banchetul acolo. Așa că să vă gândiți la acest webinar și la această lecție. Da, este vorba de Sudul Dobrogei, într-adevăr, care este dat României ca despăgubire. Practic sunt două județe, Durostol și Caliacra, ce intră în componența României, începând cu 1913. Însă să știți că România nu a apucat foarte mult să integreze aceste două județe sau această mică regiune, pentru că în anul următor, în 1914, are loc un mare eveniment, și anume declanșarea primului război mondial, care cumva a estompat toată politica de integrare. Da, cam așa s-a încheiat al doilea război balcanic pentru România, dar rețineți că a fost un succes la nivel diplomatic, pentru că pentru întâia oară în istorie România este gazda unui tratat internațional de pace. Da, uite, zice cineva că noi facem în Varna banchetul, deci încă mai este moda asta cu banchetul în Bulgaria. Bun, să vă gândiți la mine când ajungeți în Bulgaria. Ok. Uitându-ne pe hartă, ca să înțelegeți și din punct de vedere teritorial ce au însemnat aceste războaie, în harta din stânga, de sus, dacă vedeți, acolo este practic desemnată granița statelor în primul război balcanic. Dacă vedeți, Imperiul Otoman are culoarea mov mai deschis, cel puțin așa pare la mine, Serbia este cu verde, Montenegru cu roșu, Bulgaria este cu verde, iar Grecia este cu galben. Na, ce au dorit aceste state din Balcan? Să își împartă teritoriul acela de mov dintre ele. Dacă vă uitați pe a doua hartă, vedem că Bulgaria a obținut cel mai multe teritorii, s-a extins cel mai mult. Și culmea, tot ea a fost cea nemulțumită. Acesta este motivul pentru care și-a atacat foștii aliați, iar România a intervenit în conflict. Și în harta din dreapta, puteți să vedeți, este un coral hașurat cu roșu, cadrilaterul care a intrat în componența României. De altfel, trupele românești pe acolo au și coborât la sud, prin mai jos de Vama Veche și mai jos de Craiova. Deci au fost două direcții prin care s-a atacat Bulgaria. Și cam asta a fost în partea de războaie balcanice. Ați înțeles până aici? Să-mi spuneți dacă este pe înțelesul vostru. Să ziceți dacă este clar și dacă înțelegeți cum vă explic. Știu că pare multe informații și grea, dar nu e chiar așa mare lucru. Rețineți că războiul Crimeei a favorizat unirea principatelor. Războiul din Balcani din anii 70 a favorizat obținerea independenței României și războaiele balcanice au adus în fond obținerea cadrilaterului. Sunt trei chestii foarte simple și zic eu că nu e chiar atât de complicat. Da, da, e bine, da, da, foarte bine. Ok, bun, excelent. Ce facem mai departe atunci? E ultimul aspect din această criză orientală și poate cel mai complicat și cel mai complex și care a durat de altfel cel mai mult. E vorba de primul război mondial, un război pentru care, v-am zis, toată lumea s-a pregătit, toată lumea și l-a dorit. Marile puteri s-au înarmat, au investit în această direcție și toți au crezut că va fi unul așa fulger, de scurtă durată, cel mai puternic va câștiga și se va merge repede acasă de pe front. Însă nu a fost așa. Pentru că e întâia oară în istorie când un război durează 4 ani. Și e prima oară în Europa când acest război se extinde. De aceea zice mondial, pentru că va ajunge la un nivel global. Vor interveni și alte state din afara Europei. Ce ne interesează pe noi la BAG este să vedem care a fost poziția României în primul război mondial. Pentru că în anul 1914 se declanșează războiul. Iar potrivit alianțelor existente, celor două alianțe militare, Antanta și puterile centrale, România avea încheiat o alianță în secret, așa cum am discutat, cu puterile centrale. Și iată că ea a fost chemată să își afirme poziția. Ce face România? Cineva zice poziție neutră până în 1916. Ok. Alte opinii, dacă mai aveți, a declarat neutră, am dorit neutralitatea, este neutră, refuză. Da, potrivit alianței, România trebuia să intre în război de partea puterilor centrale, așa cum v-am zis, iar în acest context, Carol convoacă Consiliul de Coroană.
Acest consiliu de coroană a fost cumva un șoc pentru Carol, pentru că el și-a dorit foarte mult să intre în România de partea puterilor centrale, de partea Germaniei. Însă opinia publică și în special poziția liberalilor, a elitei politice, a fost împotrivă. Ei își doreau să intre în România de partea Antantei, care era motivul pentru obținerea Transilvaniei. Și atunci a aflat în ipostaza de a se rupe România în două, regele dorea ceva, opinia publică și clasa politică altceva, Carol va declara neutralitatea. Și se pare că acesta a fost ultimul gest pe care l-a făcut bătrânul nostru monar, pentru că a fost ultima oară, de fapt, nu, mă scuzați, a fost prima oară în viața lui profesională, în cariera lui profesională, când nu și-a respectat un angajament. Iar la două luni distanță va muri. România avea nevoie de o continuitate politică. Și ce se întâmplă cu România? În 1916 intră în război de partea Antantei. Exact, da. Deci în anul 1916 va intra în război de partea Antantei. Și o să vedem ce impact va avea acest lucru asupra țării noastre. Bun. Acum, dacă ne uităm pe hartă, un pic e micuță, poate voi reuși să o măriți cei care sunteți pe telefon. Reținem că primul război mondial a dus România în fața poziționării între două super blocuri militare. Pe de o parte puterile centrale și pe de o parte Antanta. Puterile centrale au fost formate inițial din Austro-Ungaria, Germania, Italia, la care adera și România, și Antanta, care era formată din Franța, Anglia, Rusia și ulterior vor adera statele balcanice, Italia și România inclusiv. Reținem că în anul 1914, datorită Consiliului de Coroană convocat, regele decide să se adopte neutralitatea. Iar această neutralitate se va păstra doar timp de 2 ani de zile. În tot acest parcurs de 2 ani, între 1914 și 1916, au loc negocieri în secret cu Antanta. Antanta care promite României niște teritorii, și anume teritoriile din Imperiul Austro-Ungar. Acesta este motivul pentru care va intra în război în 1916, anul în care s-a semnat convenția cu Antanta. Ce însemna acest lucru? Că Antanta ne recunoștea din punct de vedere politic dreptul de a ne uni cu acele provincii stăpânite de Austro-Ungaria și de asemenea ne oferea sprijin cu armament și muniție. Bun. Care erau provinciile pentru care aveam noi drept să ne unim potrivit acestei convenții? La ce provincii se referă, de fapt, alianța cu Antanta? Una v-am zis-o eu mai devreme, așa ca să vă dau un boost. Transilvania, Banatul, Bucovina, ok, altceva. Transilvania, într-adevăr, venea la pachet cu Crișana, Banat și Maramureș. Avem și Bucovina, într-adevăr. Vreau să vă întreb despre Basarabia, ce știți? Pentru că Basarabia e prima care se unește cu România. Făcea parte din acord? Nu a fost promisă, zice cineva. Într-adevăr, Basarabia nu a fost promisă și e logic de ce nu a fost promisă, pentru că Basarabia era teritoriu al unei membre a Antantei, adică a Rusiei. Însă, Revoluția Bolșevică, ce a izbucnit în 1917 și scoaterea Rusiei din război, a făcut posibilă unirea Basarabiei cu România, care de altfel va fi prima provincie. Dar rețineți că Basarabia nu a fost promisă și acesta este unul dintre motivele pentru care relațiile româno-ruse au fost foarte tensionate în perioada următoare. Și iarăși unul dintre motivele pentru care tezaurul a fost confiscat de ruși și nu a mai fost înapoiat. Dar asta este o altă discuție. Bun. Ce reținem aici, la primul război mondial, pentru că voi nu aveți bătăliile și conflictele de pe front, reținem sfârșitul, care este de altfel cel mai important și care reprezintă punctul suprem al istoriei noastre,
momentul cel mai dulce, momentul cel mai frumos. După această implicare pe front, după jertfa soldaților care au murit acolo, după toate aceste negocieri care au fost foarte grele și foarte dure, după toate aceste dificultăți economice ce au existat și politice, România reușește să-și realizeze obiectivul național, adică să se formeze România mare. Ce vreau să rețineți este că odată cu încheierea primului război mondial începe și perioada interbelică, adică interbelio, între războaie. Și această perioadă interbelică a fost una foarte dificilă. Da, noi am obținut unirea în teritoriu, pe front, dacă vreți, dar ea trebuia recunoscută la Paris. Și delegația ce a fost trimisă la Paris, la conferința de pace ce a durat între 1919 și 1920, nu a reușit recunoașterea internațională, pentru că în momentul în care ei au ajuns acolo, în frunte cu Brătianu, care conducea delegația, au fost puși să stea la ușă. Nu au fost acceptați la negocieri. Și s-a iscat un mare scandal, pentru că România câștigase războiul și luptase de partea învingătorilor. Și iată că la Paris a fost tratată ca un stat învins. Iar în momentul în care s-au tensionat foarte mult lucrurile, delegația a fost demisă și trimisă acasă. Cine a obținut recunoașterea României? A noi românii, a României mari. Pentru că vă ziceam, delegația trimisă de rege a eșuat. Îmi place cum scrieți, vine Regina Maria. Deja mi-o imaginez acolo, cum vine călare, da. Regina Maria, într-adevăr, regele scoate asul din mâne, că era ultima lui șansă și o trimite pe Regina Maria, ceea ce, vedeți, mai era total neobișnuit, tu în calitate de lider politic să-ți trimiți soția să negocieze într-o vreme în care femeile nici măcar nu aveau drepturi politice, dar aminte să conducă delegații, să obțină cunoaștere internaționale teritoriale. Și da, Regina Maria este cea care ajunge la Paris, care negociază cu președintele american, cu primul ministru britanic, cu primul ministru francez și care, într-adevăr, obține recunoașterea granițelor teritoriale în plan politic internațional. Ce e foarte important să rețineți aici pentru BAC și poate să vă apară o cerință, acum atenție toată gașca la mine, poate să vă vină o cerință în care să menționați printr-un fapt istoric afirmația conform căreia România participă în plan politic extern sau România este activă în plan politic extern în perioada interbelică. Sau să menționați care este politica României în perioada interbelică. Și vă spun aici un lucru la care să fiți foarte atenți. Vreau să rețineți că toată perioada interbelică, adică de la finalul războiului până la declanșarea celui de-al doilea război mondial, România a avut un singur obiectiv, un singur scop. Păstrarea granițelor teritoriale. Ceea ce înseamnă, din punct de vedere diplomatic, păstrarea statu quo. Adică să nu se modifice, să rămână așa cum sunt. Și în acest sens, imediat după război, se înființează societatea mamă a ONU, și anume Societatea Națiunilor, la care România nu doar că este stat fondator, membru, dar și va prelua președinția. De ce? Pentru că a avut această politică în plan extern de a nu se modifica granițele, de a rămâne în această poziție, de a nu fi cedate, de a nu fi ciopărțite, de a nu fi transpuse. Pentru noi a fost punctul suprem din istoria noastră, România mare. Și ne-am dorit-o atât de mult încât ne-a fost teamă să o pierdem. Și aceasta va fi de altfel politica noastră externă în anii care au urmat. Bun, nu știu dacă știți acest lucru și dacă vi s-a spus la școală, de altfel primele mandate, două mandate au avut, primele două mandate de președinție au fost chiar date unui român, care la acel moment era considerat unul dintre cei mai mari oameni politici din Europa, nu din România, atenție, Europa, era de calibru european. Și este de altfel singur român care e apreciat pe politică externă și anume vorba de Nicolae Titulescu. Nu știu dacă vi s-a zis acest lucru la școală, dar el va fi primul președinte și singurul președinte român al Societății Națiunilor. Ați auzit de acest lucru? Dacă vi s-a spus.
Astăzi, dacă vreți, bine, nu știu dacă e corect să fac această comparație sau să luăm un echivalent. Avem și astăzi persoane implicate în plan politic internațional, iar unul dintre aceste persoane sau una dintre aceste persoane este Joana, care la un moment dat a fost contra candidatului Băsescu în prezidențiale, iar în momentul de față este unul dintre cei mai influenți oameni din politica externă sau politica internațională, atât în ceea ce înseamnă agenda NATO, cât și ceea ce înseamnă agenda ONU. Asta așa ca să facem, dacă vreți, o paralelă în prezent, deși poate nu e corect să-i punem pe același rang, pentru că sunt alte timpuri, alte vremuri și alte obiective. Da, multă lume zice că nu. Da, deci să știți că Nicolae Titulescu a fost singurul președinte român care a condus Societatea Națiunilor și care a avut un scop. Care a fost scopul acestei societăți? De ce a fost întemeiată? De ce a fost înființată? Și ce treabă a avut România în această organizație? Este o întrebare mai grea. Menținerea păcii, excelent, da, acesta a fost obiectivul de Societatea Națiunilor, a fost creată, așa cum îi zice denumirea, ca fiind un grup al tuturor națiunilor din Europa și nu numai, prin care să se promoveze pacea, colaborarea între state, menținerea granițelor teritoriale, evitarea declanșării unui nou conflict mondial. Acesta a fost obiectivul ei. Și iată că avem un român care conduce această misiune. A fost o misiune măriață, a fost o misiune foarte mare. Nu știu dacă vă dați seama, pentru acele timpuri să conducă un român o astfel de instituție, care astăzi poartă denumirea de ONU, Organizația Națiunilor Unite. Întrebarea e următoarea. A reușit această Societate a Națiunilor să-și atingă obiectivul? Pentru că criza orientală s-a încheiat, clar. La final de primul război mondial, Imperiul Otoman s-a prăbușit, Austro-Ungaria s-a prăbușit și Imperiul Țarist s-a prăbușit. Deci nu mai aveam o criză orientală fără cei trei pioni, pentru că imperiile s-au prăbușit și au apărut state naționale. Însă obiectivul transpus de Societatea Națiunilor a fost realizat? Nu. De ce? De ce? Hai să vedem dacă știți. Păi e simplu de ce. Pentru că perioada interbelică nu a făcut altceva decât să scoată la iveală și mai multe nemulțumiri. Tratatul de pace de la Paris nu a făcut altceva decât să facă din statele, unele dintre statele din Europa, să-și dorească și mai mult răzbunarea, să-și dorească și mai mult modificarea granițelor teritoriale. Și despre acest aspect, dacă vă mai amintiți, am discutat și la workshop-ul trecut, în pregătirea pentru simulare. Este cazul Germaniei, este cazul Italiei, care, uite, la fel ca România, a intrat de pe aceeași poziție în 1916, a primit aceleași promisiuni teritoriale, provinciile de vest din Imperiul Austro-Ungar, dar la Paris a fost tratată ca un stat învins. Și nu e de mirare că acolo, în Italia, va apărea regimul fascist, regim totalitar. Deci răspunsul este nu. În fond, politica Societății Națiunilor a fost un eșec, cel puțin pentru perioada interbelică. De ce? Pentru că, așa cum ați zis și voi în chat, izbucnește cel de-al doilea război mondial, ceea ce demonstrează cu excelență acest lucru. Da, aici este, dacă vedeți în poză, v-am pus, aici este Nicolae Titulescu în fața Societății Națiunilor. El mereu lua această poziție frontală pentru că era președinte, aici sunt toți liderii europeni, delegații din statele membre. Și dacă vedeți, dacă observați, pe poza asta de jos este la un om distanță de Einstein. Dacă vedeți, l-a avut invitat chiar în cadrul Societății Națiunilor și nu doar cu el. Deci, practic, el era chemat la cele mai înalte mese, era un reprezentat foarte puternic. Sigur, dacă ne uităm la trăsături, eu dacă le analizez așa din trăsături și fizionomie, mie nu-mi pare că are trăsături foarte românești. Multă lume îl considera sau îl confunda cu persoane din alte țări, deci nu pare foarte român, cel puțin pare așa mai caucazian, mai asiatic. Dar el este unul dintre cei mai de calibru români pe care noi am avut din punct de vedere al politicii externe. Și sper din suflet ca dintre voi, pentru că voi o să fiți generația următoare și de aici vor fi
următorii președinți, diplomații, oameni politici, prim-ministri, să avem dintre voi pe viitor persoane sau să avem din nou pe viitor persoane de acest calibru și m-aș bucura să fie cineva din persoanele prezente astăzi. Da, cam asta este partea cu finalul de război. Rețineți că societatea națiunilor nu a reușit să păstreze pacea pentru că tot ceea ce vedem din punct de vedere teritorial al granițelor, așa cum apare pe hartă, se va modifica. Ci și voi foarte bine că România mare nu va mai exista după 1940. De asemenea, foarte multe state vor dispărea. Inclusiv Polonia va fi scindată, împărțită între Stalin și Hitler și al doilea război mondial la final va duce o nouă ordine mondială. Dar asta probabil o să abordăm într-o cu totul altă discuție. Na bun, cam asta ar fi la partea de primul război mondial și încheierea lui. Rețineți că primul război mondial este, dacă vreți, ultima cărăminte sau ultima etapă din criza orientală, pentru că odată cu el se încheie și rivalitățile dintre Imperiul Țarist, Imperiul Otoman și Imperiul Austro-Ungar, pentru simplu fapt că ele se destramă, apar state naționale și apar deja noi provocări. Na bun, hai să vedem ce ați aflat până aici. Dacă v-a plăcut și dacă au fost informații care, știu eu, le-a sedimentat din ce am discutat aici, ce v-a plăcut din toată povestea asta? Dacă putem să zicem că mi-a plăcut ceva din criza orientală, știu că nu prea vă plac astea cu războaie, cu conflicte, dar cred eu că fiecare a putut să-și extragă ceva informații în așa fel încât să-i fie utilă și sigur să o putem folosi pentru BAC. Nu e gata, nu e gata. Mai avem. Doar că vreau să vă întreb până aici. Ce ați aflat și cum a fost? Cu ce ați rămas? Cum vi s-a părut până aici discuția? Întreabă cineva, dar ce le-a zis Regina Maria să accepte unirea? Regina Maria a fost o tipă foarte frumoasă și era una dintre cele mai influente femei din Europa, de fapt, nu doar din România, și i-a fost curtat de altfel de primul ministru britanic și avea relații destul de apropiate cu mari lideri. Ce le-a zis, nu știu exact ce le-a zis, dar cu siguranță ceva le-a zis, că i-a vrăjit foarte bine și i-a fermecat încât au acceptat recunoașterea. Da, cineva zice, Regina Maria a făcut vrăj. Da, era o femeie foarte influentă și știa, cunoștea psihologia umană, știa cum să-i abordeze, inclusiv pe bărbați. Așa că vă las pe voi să studiați. Este un episod pe YouTube legat de Regina Maria și ce a făcut ea acolo, dar vă las pe voi să descoperiți, nu vă zic mai multe. Bun, să scrieți fiecare în chat cum vi s-a părut până aici discuția și dacă v-a plăcut. A fost foarte plăcut, am înțeles ordinea evenimentelor, super. România colaborează, acum văd că a scris cineva, România colaborează cu Germania în al doilea război mondial. Da, într-adevăr a colaborat. Bun. A fost foarte plăcut, am înțeles ordinea evenimentelor mai bine. Da, mi-a plăcut mult cum ai explicat, îmi place structura, mi-a plăcut mult, foarte frumos ați explicat. Foarte expansioniste Rusia, Imperiul Otoman și Austro-Ungaria, într-adevăr. Am fost foarte surprinsă și la cur și rămân surprinsă că România a fost membru fondatoare a Națiunilor Unite, într-adevăr. Am aflat câte puțin din fiecare care poate fi reținut încât să te descurci pentru a răspunde la cerințe de la BAC. Mi-a plăcut armul, superb, super interesant, explicați foarte frumos, îmi place structura, faine. A fost foarte plăcut, foarte bine structurat, puțin mai greu pentru că sunt multe informații. Foarte fain. Da, într-adevăr, sunt multe informații, dar cu siguranță o să puteți să alegeți ceea ce este important și ceea ce este util pentru voi la BAC. Păcat că nu e o înregistrare, să o mai putem vedea. Da, o să pun înregistrarea pe grupul nostru de Facebook ca să puteți să vă uitați și să puteți să reluați. O să vă anunț și o să pun și înregistrarea ca să fie ok și pentru voi. Bun. Ok, dragilor. Ideea este că acest capitol, așa cum ați văzut și voi, a fost schematizat
Da, eu am făcut toată schema aceasta, însă e nevoie să mai aprofundați, așa cum v-am zis. Nu este suficient doar să ne uităm așa la o primă lectură, să stăm un pic, să vedem, dar sunt niște momente cheie, dar e nevoie ca voi de acum încolo să vă puneți la punct cu materia, să vă puneți pe treabă și să aprofundați toată această discuție. Și ce vreau să vă arăt, așa cum v-am promis, am niște cadouri și niște surprize pentru voi, pentru că tot este ziua fericirii și sunt foarte fericită să vi le zic și foarte entuziasmată, este că ceea ce tu vrei să obții, mai ales că foarte mulți ați notat în chat că aveți nevoie de o notă mare la admitere, la istorie, pentru locul la facultate, se poate obține. Sunt foarte mulți elevi care au obținut rezultate excepționale în doar o lună și au fost lucrări corectate la nivel național. Noi mai avem la dispoziție aproximativ 3 luni de zile. Deci poți și tu să ai astfel de note nu la simulare, la BAC, dacă chiar îți dorești asta. Acum, e foarte important să înțelegi că există doar două posibilități în momentul de față și ultimele pe care tu le ai ca să-ți organizezi materia și să poți să te pregătești eficient. Prima este să faci ceea ce am făcut noi astăzi împreună. Îți iei materia, schematizezi, sintetizezi și te apuci de treabă. Problema care e? De multe ori nu știi de unde să începi. Te frustrezi, nu ai răbdare, nu ai chef. După ce stai la școala, de la școală, să mai faci o altă școală de unul singur e destul de greu și obositor. Și cel mai dificil este când nu ai rezultatele pe care tu ți le dorești. Sau mai există cea de-a doua variantă. Să vii să te pregătești alături de mine. Așa cum am făcut astăzi, dar într-un cadru mult mai larg. Practic, eu te invit să vii să înveți mai ușor pentru BAC alături de mine și să obții acele rezultate pe care tu ți le dorești. Cum vom face asta? Vom lua toată materia de la zero, vom lua fiecare capitol în parte și te voi ajuta să-ți crești nivelul până unde vrei tu. Dacă vrei, putem obține și 10. Asta depinde doar de tine. Și toată povestea frumoasă este că tot ceea ce am discutat aici se poate obține într-un timp mult mai scurt. De altfel, timpul oricum este scurs, sunt 3 luni până la BAC, depinde foarte mult dacă tu fructifici acele 3 luni sau nu. Și sigur, trebuie să vezi care variantă este mai bună pentru tine și care ți se pare mai ușoară. Astăzi ai avut, dacă vrei, așa un trial cu mine, ai văzut un pic cum e metoda mea, cum e vocea mea, cum e chipul meu, dacă îți place de mine, dacă nu îți place, dacă îți place metoda, dacă îți place abordarea, dacă îți place dezbaterea, dacă îți place discuția, dacă simți că ți aduce valoare. Și tocmai de aceea aș vrea să te întreb, care variantă ți se pare după întâlnirea pe care noi am avut-o până în acest punct? Ți se pare mai ușor? Hai să luăm capitolul de față, criza orientală. Să înveți de unul singur sau cu ajutor? Vorbim de un capitol pe care l-am abordat în punctele cheie, dar rămite toată materia de BAC, pentru că materia de BAC este destul de largă. Chiar îmi place mult mimica ta și felul în care vorbești, uite, zice Daniela. Asta nu mi-a mai zis nimeni de mimică și de fel. Mulțumesc mult! Cu ajutor, cu dumneavoastră, cu ajutor. Rețin mai ușor cu ajutor. Da, și vreau să vă mai spun o chestie. Nu este o rușine să ceri ajutor. Nu vă simțiți rușinați de voi. Nu este o rușine să zici, băi, am luat o notă mică, am luat 4 la simulare sau am luat 5 la simulare sau am luat 3 la simulare și am nevoie de ajutor. Nu contează că am luat nota asta, eu știu că la BAC o să mă revanșez și o să iau notă mare și o să mă duc la facultatea pe care mi-o doresc și o să intru și la loc bugetat și nu o să trebuiască să arunc o căruță de bani pe fereastră pentru că eu n-am fost în stare 3 luni să citesc niște lecții și să-mi fac niște teme și să cer ajutor. Deci nu este o rușine să ceri ajutor, mai rușinos este să nu faci nimic. Deci dacă tu simți că ai nevoie de ajutor, că nu poți de unul singur, că nu te descurci cu teme, nu poți să te autocorectezi, nu ești o fire autodidactă, nu e o rușine. Cereți ajutorul acum, pentru că chestia asta vă va impacta viitorul. Restul nu mai contează. Contează doar viitorul vostru. Rețin mai ușor cu ajutor. Da. Bun. Pentru cei care aveți nevoie de ajutor, fiți cu ochii în patru, pentru că vreau să vă dau niște vești foarte bune. Tot ce am discutat și tot ceea ce v-am arătat, așa cum v-am zis, eu am aplicat deja de foarte mulți ani cu elevii pe care i-am pregătit. Și vreau să știți că anul trecut am obținut 50 de note de 10 în BAC la istorie. Este un record la nivel național, în condițiile în care foarte mulți elevi au plecat chiar de la coricență. Au fost mai praf sau mai praștie, dacă vreți, decât mulți dintre voi. Sunt foarte multe persoane care aveau note de 4, de 5, de 6 și au crescut până la 9 sau peste 9. Sau chiar note de 10 și voi puteți să obțineți aceste lucruri.
Important este să vedeți dacă vă doriți, dacă vreți și voi. Și sunt foarte multe persoane care au trecut prin acest curs, pe care le găsiți chiar în testimoniale postate pe canalul meu de YouTube sau de asemenea în postările pe care eu le fac pe Instagram și TikTok. Și au fost de asemenea foarte multe persoane care au venit la curs după o pauză. Au dat bacul după 3 ani, după 5 ani, după 7 ani. Alții care dau bacul după 20 de ani. Și sunt persoane care au reușit să obțină și nota 10 după o astfel de pauză, chiar dacă au făcut la fără frecvență, chiar dacă au avut poate familie, au avut job, au avut copii, au avut responsabilități. Mulți dintre voi nu sunteți în această ipostază, deci aveți un avantaj. Dar vreau să vă spun că dacă ei au reușit cu aceste greutăți, voi aveți toate șansele și nicio scuză să nu reușiți. Bun. Practic, ce vreau să vă spun, că tot v-am zis că este ziua fericirii, fiind foarte fericită de acest aspect, eu lansez către voi o invitație, este vorba de o invitație aniversară, pentru că acum în aprilie se împlinesc exact 3 ani de zile de când am lansat prima grupă a cursului Cum să obții nota dorită la istorie. V-am spus, este primul curs de istorie din România, este un adevărat fenomen la nivel național și tocmai pentru că cererea este atât de mare și zilnic se înscriu foarte multe persoane, vreau să vă spun că nu avem foarte multe locuri la dispoziție rămase la această ediție și vreau să vă fac cu drag această invitație pentru că voi ați fost aici alături cu mine și aveți cumva o prioritate în fața celor care sunt poate la un prim contact. Și concret, această invitație presupune un program de pregătire pentru bacalaureat în lunile care ne-au mai rămas. Ce vom face noi? Vă explic acum. Vom lua din aprilie toată materia de la zero, în ordine cronologică. Marțea de la ora 5 facem parte de teorie și joia de la ora 5 facem parte de aprofundare, adică teste, quiz-uri, corectări de teme, tot ceea ce înseamnă aplicat. Eu merg foarte mult pe practică. Da, știți și voi, practica, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Mă interesează foarte mult să aprofundăm informația, dar și să o știm aplica în subiectele de BAC. Cum a spus cineva că nu știu cum să scriu, nu știu cum să rezolv exercițiile. După ce terminăm toată materia, facem recapitulări la final. Eu îți dau toate materialele de studiu, deci nu ai nevoie să cumperi absolut nimic. Și de asemenea vreau să știi că o să avem o simulare. Nu știu dacă ai urmărit postările mele înainte de simulare sau dacă ai venit la workshop-ul pe care l-am organizat, au fost peste 1200 de elevi înscriși, sper că ai reușit să prinzi un loc, dar eu am făcut un verdict și aplicat exact acel subiect pe care l-am preconizat. Și eu fac asta de fiecare dată și la simulare și la BAC și cursanții mei știu acest lucru, iar dacă tu vii la curs o să fii primul care va afla acest verdict al meu. De asemenea, avem și cursul special, este primul sau de altfel singurul curs din România care oferă aceste cursuri în pregătirea pentru BAC și anume educație financiară, oportunități de carieră, de burse, de joburi și avem și invitați care vă vor ajuta să lucrați pe partea de dezvoltare personală și dezvoltare emoțională. În special o să avem o sesiune prin care o să lucrăm pe emoții, pe stres, pe anxietate, gestionarea emoțiilor înainte de examen și cum să ne ajutăm în aceste ipostaze. Cât durează pregătirea? Pregătirea începe din aprilie și durează până la BAC. În data de 2 iulie terminăm, pentru că la final o să facem o întâlnire specială și o să aveți aceste cursuri cu invitații și partea asta de final va fi până în iulie. Deci exact 3 luni. 3 luni de zile durează această pregătire. Da, scrieți-mi în chat cum vi se pare, dacă sunt persoane care și-ar dori să vină la cursul nostru de pregătire, dacă sunt persoane care vor să renunțe la memorat, la tocit, care vor să învețe mai ușor, care vor să obțină rezultate mai bune, care vor să nu se mai chinuie la istorie cu materia, care vor acum pe ultima 100 de metri să-și crească nivelul, chiar dacă au avut o dezamăgire, care vor să-și dea o șansă și care vor să-și demonstreze, da mă, eu pot, deci chiar dacă am avut un rezultat ce m-a dezamăgit la simulare, eu vreau și știu că o să reușesc și o să cer ajutorul, că nu mi-e rușine să solicit ajutorul. Uite, Daniela zice, mi-aș dori enorm, Noemi aș vrea, Roberta vrea, Cristina, Ionela, Cosmina, Ovidiu, Bianca, Larisa... Sună bine, zice cineva, vreau Teodora, Miruna, bun, wow, ce de lume. Da, hai să vă spun cum facem și cum ne organizăm și ce presupune pentru voi la nivel de investiție ca energie, timp și financiar această pregătire intensivă de 3 luni. Ce o să vă dau eu concret?
Sunt peste 70 de ore de pregătire. Oficial avem 72, dar vă zic din start că o să fie mai multe, pentru că niciodată eu nu mă limitez strict la 2 ore. De exemplu, sunt întâlniri la care stăm 2 ore și jumătate, poate 3 ore, cum a fost cazul la Statul Român Modern. De asemenea, întâlnirile sunt înregistrate și sunt salvate. Voi le aveți pe platformă și puteți să le accesați ori de câte ori vă doriți, oricând, de pe telefon, da, de pe telefon, de pe tabletă, de pe laptop, de pe ce vreți voi, doar să fiți conectați la internet. Aveți materie explicată de la A la Z, o facem de la cap la coadă. De asemenea, temele vor fi corectate individual și avem o întreagă echipă care va lucra alături de noi. Noi suntem undeva la aproximativ 30 de persoane, dar o să aveți contact doar cu 7 persoane, adică cu mine și cu mentorii de suport care sunt în mod direct cu voi. Celelalte persoane nu sunt atât de relevante pentru că le fac munca din spate, dar să știți că într-adevăr o să primiți suport și pe partea aceasta. De asemenea, aveți parte de simulare de 3 ore, primiți cadou din partea mea cartea Istoria pentru tine. Aveți parte de consiliere parentală, emoțională, nutriție, fitness, deci practic e un pachet cu tot ceea ce tu ai nevoie ca să reușești și să iei nota dorită la BAM. Și chiar 10. Deci chiar e posibil să luați note de 10, credeți-mă, nu e foarte greu. Unde găsim materiale și cum lucrăm cu ele? Noi avem o platformă de e-learning. Fiecare persoană în momentul în care se înscrie și achită cursul cu parola sau, mă rog, cu e-mailul pe care l-a plasat în comandă și număr de telefon, va putea să-și seteze o parolă și să acceseze capitolele. Dacă vedeți, aici este materia și o să vedeți că e super mișto. Aveți materie explicată de la mic la mare, rezumate de 2-3 minute, materie explicată pe teme, înregistrările de la curs, podcasturi, modele de SEO vă dau eu pentru fiecare capitol, schițe de lecție, cartea Istoria pentru tineri, întâlniri live, întâlniri de suport, teme corectate, deci tot pachetul, dragilor, doar ca să veniți și să învățați și să obțineți rezultatul dorit. Ideea este că noi nu mai avem altă grupă și nici timp nu mai avem fizic vorbind, nu mai avem altă grupă în afară de aceasta. E ultima. Anul acesta au fost două grupe. A fost o grupă în octombrie, care a terminat la finalul lunii decembrie. Avem grupa în curs, care este acum din ianuarie și terminăm luna aceasta, și avem grupa din aprilie. Altă grupă nu va mai fi, deci este ultima voastră șansă. Dacă ați amânat, dacă v-ați gândit, dacă v-ați răzgândit, dacă, nu știu, au fost momente în care nu știu dacă să veniți sau nu, să știți că este ultima șansă. Uite, Ramona zice, îmi doresc foarte mult să reușesc să-mi demonstrez că se poate și la 42 de ani să luăm bacul. Nu știu dacă este aici Lori, că am văzut-o, că a scris mai sus. Lori este la cursul meu, poate o contactez și poate îți lasă un contact. Și Lori are peste 40 și s-a apucat de treabă. La început nu înțelegea nimic și acum e bridge la istorie și sunt convinsă că o să ia o super notă în BAC. Plus că ea lucrează, este plecată în străinătate, în Italia, are și ea familie, are responsabilități, are job, de se poate. Și am avut foarte multe cazuri, deci avem foarte multe persoane și în momentul acesta plus 40, chiar și plus 50 care sunt la curs. Și învață și o să vedeți că o să aibă și super rezultate. Elena zice, vreau și eu. Bun, hai să vă zic cum puteți să veniți și cum ne pregătim. Da, ideea este că noi începem exact în 30 de zile, exact că le-am numărat, sunt exact 30 de zile începând de astăzi. În data de 16 aprilie, marți de la ora 5, vreau să vă grăbiți și vreau să vă spun la modul cel mai onest, pentru că știu ce s-a întâmplat și anul trecut. Anul trecut, după ce am închis înscrierile, am mai avut încă 300 de cereri extra pentru pregătire și n-am mai putut să iau. Deci vă rog să vă grăbiți și vă rog să veniți la pregătire pentru că avem locuri limitate. Nu lăsați pe ultima sută de metri pentru că în fiecare zi se înscriu foarte multe persoane. La ediția din ianuarie iarăși a fost o nebunie totală și ar fi păcat ca să ratați această șansă și de aceea vă recomand cu mare drag să vă rezervați locul, să vă finalizați înscrierea și bineînțeles să finalizați plata acestui curs, o să vă arăt care sunt metodele, pentru că riscați să rămâneți fără locuri. Să nu vă supărați pe mine dacă o să veniți în aprilie și o să ziceți vreau să vin la curs și o să spun nu mai am loc, o să nu mai am posibilitatea să fac acest lucru. Da? Deci gândiți-vă și luați în serios această invitație pentru că nu mai avem timp, nici timp. Cu tot dragul din lume aș mai face o grupă, dar nu mai am când. Că voi dați bacul și nu ne ajunge timpul ca să facem toată materia.
Bun, hai că vă zic acum și cât costă, ca să discutăm despre acest aspect. Dacă tot ați pomenit despre aspectul financiar, aș vrea eu să vă întreb pe voi dacă știți la voi în oraș cât costă o oră de meditație. Sigur, sunt foarte diferite prețurile, au alte tarife în funcție de orașele în care sunteți. Orașele mari precum București, Iași, Cluj, Timișoara au ajuns meditații undeva la 150 de lei, 200 de lei pe oră. În orașele mai mici prețurile sunt mai rezonabile, știu eu, 80 de lei, 60 de lei, 70 de lei, 50 de lei, deci diferă foarte mult. Acum nu neapărat ne referim la istorie, dar poate ați auzit de la alți colegi sau poate ați mai făcut meditații și poate puteți să ne dați un reper. 2 ore, 150 de lei în Otopeni. Ok, bun, deci undeva la 75. Uite, Elena zice 150 de lei în Timișoara, 50 de lei o oră și jumătate de meditație, oraș micuț lângă orare. Da, dacă orașul este mai micuț, e mai accesibil. Depinde foarte mult și de prof. Dacă proful e foarte bun, foarte pregătit și are rezultate, clar, prețul va fi mult mai mare și contează foarte mult și pregătirea profesorului. Dar multe ore, din ceea ce am discutat cu elevii mei, mulți mi-au spus că ajung undeva la 100-150 de lei, cum zice și Briana. Bun. Acum, dacă aveți telefonul la voi, mă gândesc că mulți sunteți de pe telefon, încercați să deschideți calculatorul și să faceți o matematică. Să mulțiți 72 de ore, 72 ori cât e ora la voi, estimativ, 100 de lei, 50 de lei, 75 de lei, nu știu cât e. Ca să vedem cât v-ar costa. Eu am pus o medie de bun simț, am zis, măi, nu o să pun cu 200 de lei, că na, poate nu toată lumea stă în București sau în Cluj și nu toți merg la cel mai bun profesor. Am pus o medie de 80 de lei să fie mai rezonabil și am înmulțit cu 72 de ore și mi-a dat undeva la aproape 6.000 de lei. Cam atât ar trebui să investească părinții voștri într-o pregătire cum vă ofer eu, la istorie, timp de 3 luni de zile, cu tot ceea ce eu vă dau. În condițiile în care voi aveți și banchet, aveți nevoie de haine, aveți festivitate, aveți nevoie de poate și de alte meditații, poate mai aveți și alți frați, poate aveți școala de șofer, aveți foarte multe cheltuieli. Deci nu e puțin. E o sumă destul de consistentă, zic eu, și care e un cost pentru părinții voștri destul de important. 2 ore Pitești 80 de lei, uite zice Ovidiu. Ok, la tine mulțește 40 de lei cu 72 de ore, ca să vedeți cât v-ar da. Na, ideea este că eu m-am gândit la toate aceste lucruri și în calitate de proaspăt mămică și mai ales știind care sunt costurile cu un copil, chiar și atunci când vine vorba de un copil major, un copil aproape devenit adult, sunt conștientă că nu este un cost nesemnificativ și așa cum v-am zis, pe lângă acestea se mai adaugă și altele. Și tocmai în acest motiv mi-am dorit din tot sufletul să pot să găsesc o variantă sau o metodă prin care să vă ajut și pe voi să aveți acces la educație, la pregătiri, la meditații, care să vă ducă la cel mai bun rezultat, dar să putem face în așa fel încât să avem și costurile cât mai mici posibile. Și am găsit o formulă, singura formulă pe care eu am găsit-o până în momentul de față, prin care putem să facem acest lucru. Este o formulă în care eu am pus foarte mult suflet, am muncit enorm de mult până nopțile târziu ca să pot să-i dau această structură și această formă și sper din suflet să te bucure și sper din suflet să accepți această invitație și să vii alături de noi. Pentru că e gândită în așa fel încât să poată să vină oricine și aproape să poți să-ți plătești tu costurile chiar din alocație sau aproape din banii de alocație, ca să nu cere atât de mult părinților tăi. Uite, Mihaela zice că ar costa 3.500 în total, undeva Teodora zice la 3.600 cu 50 de lei pe oră. Dacă nu puteți intra de fiecare dată, dar nu ai de ce să nu poți să intri de fiecare dată, pentru că întâlnirile sunt înregistrate, deci tu nu pierzi absolut nimic. Asta vreau să știi. Deci programul spune la dispoziție toate înregistrările ca tu să te poți uita. Întreabă cineva workshop-ul de 150 de lei. Nu avem workshop de 150 de lei. Acela este un mega class pentru cei care au terminat cursul și fac aprofundare. Este ceva diferit, nu are legătură cu ceea ce discutăm aici. Ovidiu zice 2.880 de lei. Na, și 2.800 nu e o sumă nesemnificativă. Bun. Sunteți curioasă să vedeți care este prețul și la ce m-am gândit eu și ce pot să vă ofer în momentul de față cu tot ce am discutat aici?
Pentru că dacă mergi tu la o meditație clasică cu 2000 de lei, 3500, nu știu, 3600, 4000, 5000 cât ați scris, gândiți-vă că voi mai trebuie să investiți și în transport. Că te duci cu taxi, că te duci cu autobuzul, că te duce mama. Mai ai un cost. După aceea, timpul. În orașele mari e foarte aglomerat, mai pierzi o oră, du-te, vino. De asemenea, dacă te duci la prof, nu poți să-i zici, haideți că azi mă doare capul, vă filmez ca să am înregistrat și mă uit ulterior. Nu-i va plăcea acest lucru, nu-ți va permite. De asemenea, nu ai parte de comunitate, nu ai platformă, nu ai parte de invitat special, de cursuri de dezvoltare personală. Deci nu ai nimic din aceste lucruri și te costă mult mai mult. Însă, dacă voi veniți cu mine, începând de astăzi, la pregătire, am o veste foarte bună. Și sper din tot sufletul să vă bucure inima, așa că este tot ziua fericirii și să fiți foarte fericiți de vestea și de prețul pe care o să vi-l comunic. Și anume că dacă veniți la pregătire, să știți că nu o să vă coste cursul nici 5.000 de lei, nici 2.000 de lei, nici 3.000 de lei. Nu o să vă coste nici măcar 1.500 de lei, nici măcar 1.000 de lei. Deci dacă vii alături de mine la pregătire, începând de astăzi, ultima ediție, care este ediția 10-a și ediția aniversară și ultima grupă din 2024, costul unei ore de pregătire este de doar 13 lei. Nu e nici 150, nici 100, nici 80, nici 60, nici 50, nici 30, nici 20 de lei. Costă doar 13 lei. Cu tot ceea ce am discutat aici. Cum vi se pare? Merită? Nu știu ce faceți cu 13 lei, poate vă luați, poate e bugetul vostru pe zi la școală, poate nu vă ajunge pentru mâncare și banii de buzunar pe zi la școală, poate vă ajunge, nu știu cum vă gestionați și ce cheltuieli aveți în momentul de față, dar vreau să știți că este cel mai mic preț de pe piața din România la nivel de meditații, la cel mai sau cea mai bună calitate, ca să o estimăm așa, să punem raportul calitate-preț. Ovidiu zice, wow, da, de necrezut. Cum putem să ne scriem direct de azi? Ok, hai că vă zic cum puteți să vă înscrieți. Ireal prețul. Păi da, știu că este ireal. Faceți acum voi matematica, că tot am făcut aici și o oră de matematică, mulțiți 13 lei cu 72 de ore de pregătire și o să vă dea prețul acestui program, care v-am zis că este sub 1000 de lei. Cum se achită? Sunt sigură 100%, ireal prețul, da. Da, exact. Exact, te-a calculat Noemi. Da, într-adevăr, avem această variantă de înscriere. Dacă doriți să achitați tot cursul odată cu varianta integral, puteți să achitați și se vine 939 de RON. Asta este valoarea acestui curs, dacă vă înscrieți astăzi. De asemenea, știu că poate pentru voi este un inconvenient din cauza că nu dispuneți de toată suma sau mai aveți alte cheltuieli sau poate nu v-ați aștepta și nu ați avut suma pregătită. Avem și posibilitatea de plată în rate și o să vă spun și care este aceasta. Avem posibilitatea de a vă înscrie în rate, în trei rate, și cum se procedează. Se achită o rată acum, de exemplu te înscriați, da, noi mi se înscriază, sau Teodora, sau Bianca, sau Elena, achită acum, da? Te poți înscrie cu cardul sau prin transfer bancar. Și tu selectezi, da, varianta cu rate. O rată o achită astăzi, o rată o achită în aprilie și o rată o achită în mai, da? În felul acesta este dispersată suma pe trei tranșe, ca să nu fie toată suma dintr-o dată, să nu fie un efort financiar atât de mare pentru tine și părinții tăi. Și sigur, ca să vezi dacă îți place la curs, dacă este totul ok, dacă te regăsești, dacă este pentru tine. Cam așa am gândit această variantă. Dacă achiți și mergi pe varianta integral, vei primi o factură pentru o plată. Dacă mergi pe varianta în rate, vei avea parte de trei facturi, da? Deci să nu vă faceți griji că este un scam sau că, nu știu, se întâmplă ceva, că am mai avut persoane cărora li se părea ireal, cel puțin la nivel de plată și aveau dubii. Deci nu vă faceți griji în acest punct de vedere, că o să primiți și partea de fiscalitate și dovada de plată. Bun, v-am pus aici linkul de înscriere, aveți linkul cu rate, v-am pus și linkul cu plata integral.
Da, cursul durează până la sfârșit, până dăm bacul, iar la sfârșit, deci noi o să facem prima dată materia de bac și după ce terminăm povestea cu bacul, o să facem partea de admitere la facultate, orientare vocațională, educație financiară, deci toate aspectele acestea. Deci durează până în iulie, până la capăt. Cineva zice, dacă am vrea doar pentru o lună, se poate? Păi doar dacă renunți, dar o să-ți achiziți rata pentru luna respectivă. Oricum, într-o lună noi nu apucăm să facem toată materia și nu văd care ar fi sensul să vii o lună la curs. E un nonsens. Dacă te apuci de treabă, să duci pregătirea până la capăt, că nu poți să te duci la bac pregătit cu două capitole sau cu trei capitole, cât facem, pentru că avem și aprofundare, plus ratezi partea de simulare, partea de recapitulare, partea de cursuri speciale. Deci e un păcat să vii doar pentru o lună. Nu-i văd sensul. Bun. Da, uite aici întreabă Daniela unde vă mă pot înscrie. V-am pus link-urile unde puteți să vă înscrieți. Vă pun aici și oferta în chat. Repet, aveți această posibilitate. Aveți varianta cu plată integral și varianta în rată. Sigur, este mai avantajos dacă vă înscrieți integral, pentru că procesatorul de plăți, banca și cu toată partea asta de sisteme și servere percep un singur comision pentru o singură plată. Dacă mergeți pentru plata în trei rate, este cu o diferență un pic mai mare de câteva zeci de lei, tocmai că se procesează aceeași plată de trei ori și se rețin comisioanele aferente. Da, bun, hai să vedem. Cine ar vrea să vină la pregătire cu noi din aprilie? Cine vrea să se înscrie? Cine vrea să renunțe la tocit, la memorat? Cine vrea să nu se mai chinuie la istorie? Cine vrea să-și crească nivelul? Chiar dacă poate la simulare a fost un rezultat la care nu v-ați așteptat. Cine vrea poate să ajungă la o notă care să crească media de admitere la facultate și care să-l ajute să intre la buget, pentru că până la urmă asta este miza. Gândiți-vă, merită pentru mine să investesc 330 de lei pe lună ca să intru la buget la facultate? Merită pentru mine să investesc 13 lei pe oră ca eu să ajung unde îmi doresc? Merit eu ca persoană să fac acest efort pentru mine, dacă este un efort. Și chiar vreau să vă spun apropo de investiția financiară. Am avut foarte mulți elevi care au venit la mine și mi-au spus că, din păcate, părinții nu aveau posibilitatea să-i susțină în acest sens, să facă meditații și au descoperit acest curs și s-au înscris tocmai pentru că aveam varianta în rată. Și au făcut în așa fel încât și-au pus deoparte banii de alocație și cu ce mai primeau bani de buzunar și știu eu ce au mai avut, poate de la majorat, poate de la o zi de naștere, de la un bunic, de la un unchi și-au plătit ei singur cursul. Au preferat să renunțe la ieșiri sau la știu eu alte aspecte care presupun bani și și-au ales să se investească în ei și a meritat. Pentru că au luat note mari, au reușit să ajungă acolo unde și-au dorit. Deci, clar, e o investiție care, din punctul meu de vedere, eu zic că merită. Uite, Daniela zice eu și Ovidiu. Pot primi din nou linkul? Da, sigur, vi-l trimit aici. Numai să-mi ziceți care. Eu vi le pun, de fapt, pe amândouă. Aici este linkul cu integral. Vi-l las aici. Așa. Și vă pun și linkul în rate. Sigur, discutați și cu părinții voștri, vedeți care variantă este mai potrivită. E important ca părinții să ne susțină. Dacă mami, tati au nevoie de întrebări, neclarități, cu mare drag eu le răspund. Vă las aici și numărul de contact de la școala noastră. De regulă răspund până seara la ora 7, dacă nu ne auzim pe a doua zi. Cu mare drag și pe WhatsApp putem să povestim, telefonii, nu e nicio problemă. Și da, consultați-vă și cu părinții voștri și cel mai important, spuneți-le care este rostul, pentru că din punctul meu de vedere, ca părinte, ca mamă, eu aș întreba de ce vrei această înscriere, de ce ai nevoie de acești bani. Și dacă motivația ta este reală și vrei cu adevărat să înveți mai ușor, să-ți dai interesul, să muncești, să vii, să discutăm, să învățăm împreună, să-ți faci temele, merită. Dacă vii doar așa să mă înscriu și eu la un curs, să văd care-i treaba, mai bine nu. Nu cheltui banii, nu-i arunca pe fereastră. Vreau să vii la curs doar dacă chiar vrei cu adevărat să-ți crești nivelul la istorie. Nu vreau să încurajez, poate un cuvânt urât, lenea sau lenevia, dar să știți că notele frumoase se obțin prin muncă. Eu fac ceea ce ține de mine, acea parte a mea și a echipei mele, noi facem 50%, dar e nevoie să faci tu 50%.
Eu nu pot să învăț în locul tău, nu pot să fac temele în locul tău, nu pot să-ți controlez studiul individual. De aceea este foarte important ca să vii, dacă ești, da, băi, sunt hotărât, mă apuc de treabă, rupem la bac, da? Luăm 10 la bac, îi cucerim la bac. Deci așa să veniți, pentru că altfel v-am spus, e o investiție așa, doar ca să ne aflăm în treabă. Vreau o notă bună pentru încrederea mea în sine. Da, și o să vedeți că acest curs, de altfel, la final, pe asta va miza. Noi o să lucrăm foarte mult pe stima de sine, pe încrederea în forțele tale proprii, pe ceea ce tu ești ca persoană și ce poți să devii. Și este cel mai bun exercițiu. Dacă tu reușești aici să-ți obții și să-ți atingi obiectivul, vei reuși în orice îți vei propune. Bun. Cam asta este partea de înscriere. Foarte important, dacă achitați voi din contul vostru, să vă treceți numele vostru, mailul vostru, numărul vostru de telefon, iar dacă achită unul dintre părinți, vă rog să puneți numele persoanei, da, a părintelui, dar treceți datele voastre de contact, e-mailul vostru și parola voastră. Pentru că atunci când o să vă conectați pe platformă și o să vă setați o parolă în contul vostru, parola va fi alipită mailului cu care v-ați înregistrat. Deci dacă l-ai pus pe alu mama, cu ăla rămâi, ca să știți cum funcționează. Deci încercați să puneți datele voastre. Da, acum aveți această reducere pe care eu v-am oferit-o. De altfel, cursul este redus de la 1200 de lei și v-am oferit această reducere și puteți să beneficiați de ea dacă vă grăbiți și sigur să vă asigurați locul. Uite, Noemi zice că tocmai ce m-am înscris. Super, Noemi, te felicităm! Să-mi trimiți, dacă te rog, un mesaj pe WhatsApp, o să verific și eu tranzacția, să-mi scrii cu ce nume te-ai înscris și de îndată ce plata s-a procesat, o să primești accesul direct pe grup. Mai vreau încă o dată link-ul, hai că ți-l pun, ți l-am pus ăsta de rate și vă mai pun de fapt și link-ul pentru plata integral, care este aici. Așa. Da, dacă aveți întrebări legate de înscriere, legate de ceea ce facem, legate de pregătire, poate am omis ceva, nu știu, întrebați orice. Rețineți că începem pregătirea din aprilie, deci mai avem exact 3 săptămâni, nu 3, da, cred că 3 sau 4 săptămâni, dacă nu mă înșel. Ne vedem în fiecare zi de marți și de joi de la ora 5. Voi primiți toate materialele de studiu, nu e nevoie să mai cumpărați absolut nimic. Și în rest, celelalte detalii o să le discutăm odată ce începem. Ideea este să vă grăbiți, v-am spus ce am pățit anul trecut, am avut o cerere foarte mare și din păcate nu putem să luăm pe toată lumea. Aș vrea să-i luăm doar pe cei elevi care chiar vor să învețe și care chiar își doresc cu adevărat. Așa că grăbiți-vă ca să fiți siguri că mai prindeți un loc. Lucian întreabă dacă lecția este gata. Da, am terminat și lecția. Pe grupul de WhatsApp cred că nu mai puteți intra pentru că e full, am depășit de 1000 de persoane, va trebui probabil să fac un alt grup. Include și materia simplificată? Da, include tot. Scheme, schițe de lecție, videouri explicative, podcast-uri, rezumate, lecția întreagă, ce aveți toate variantele. După plata primei rate avem acces la materiale? Da, voi de altfel, indiferent că achitați integral sau achitați în rate, automat veți fi adăugați pe grupul nostru, grupul privat. Și accesul la materiale o să-l primiți de data ce începem cursul. Deci din aprilie ne și apucăm de treabă. Pe ce platformă intrăm? Tot aici? Nu, cursul se desfășoară pe Zoom. Ne vedem cu cameră, cu microfon, ca să puteți să mă întrebați direct, să discutăm, să ne auzim, să ne vedem. Aici un pic e greoi, pentru că trebuie doar să scriem în chat. Faceți exerciții explicate? Da, ziua de joi este dedicată doar pentru partea aceasta. Facem, de fapt, o să vă învăț cum se rezolvă un subiect de backup. Poate și în zilele de joi vom face doar teste. Teste, exerciții, subiecte, tot ce vreți. Da, vă trimit din nou link-ul. Aici este link-ul pentru plata integral și vă pun aici și link-ul pentru plata în rate. Da, eu zic că e o investiție totuși rezonabilă. E un cost foarte mic, de 13 lei pe oră. E cel mai mic din piața, de pe piața din România. Aveți cele mai multe avantaje, primiți cele mai multe ore de pregătire și e păcat să nu veniți. Gândiți-vă că sunt persoane care într-o lună de zile au învățat toată materia de simulare, adică 5 capitole pe care le-am făcut eu fiind însărcinată cu burta la gură și abia mai gâfâiam, abia mai respiram și ei care abia mai gâfâiau că mergeam prin materie ca nebunii pentru că aveam foarte puțin timp la dispoziție.
și cei mai mulți dintre ei au luat note de peste 8 și 9 la simulare. Într-o lună de zile de pregătire, ați văzut, am postat și o să mai afișez și testimonialele în zilele următoare. Da, pregătirea este marți și joi de la ora 5 la ora 7, dar de regulă depășim ora 7, mai ales la capitolele complexe și care sunt mai lungi. Dar facem cu pauză, să nu vă speriați că nu vă țin nemâncați, flămânzi și fără apă. La simulare erau 5 capitole, asta zic, că noi am făcut 5 capitole într-o lună și au luat note de peste 8. 8, 9, 9, 20, 30, 80, note de 10. Toate zilele și întâlnirile sunt înregistrate, deci nu rămâne nicio întâlnire live neînregistrată. Totul se încarcă pe platformă, plus că voi în platformă aveți materia împărțită și explicată deja. Deci tu poți să te apuci și să studiezi oricând și orice îți dorești. Dacă vrei, reiei înregistrarea de la curs, dacă nu, te uiți la materialele care sunt puse deja. Întreabă, Tavi, cât timp este valabilă reducerea? Eu reducerea aceasta am păstrat-o pentru luna martie. Nu pot să vă promit că va mai fi după. Depinde foarte mult de câte persoane se înscriu. De exemplu, în ultimele zile, în fiecare zi s-au înscris minim 5 persoane. Dacă continuăm în ritmul acesta, e posibil să se ocupe foarte curând, poate săptămâna aceasta, săptămâna viitoare. Deci de aceea v-am spus, cu tot dragul din lume, aș ajuta pe toată lumea, dar mi este imposibil. Și de aceea vă recomand să vă rezervați locul cât mai repede și să veniți la pregătire cât mai repede, ca să vă asigurați că nu rămâneți fără loc. Deci nu lăsați pe ultima 100 de metri, pentru că ar fi păcat. Și în plus e vorba despre voi, despre viitorul vostru. Sunt oricum ultimele 3 luni, dacă acum nu muncim, nu mai avem ce să mai schimbăm. Deci acum e totul sau nimic, e care pe care. Da. Deci, rețineți că avem ultimele locuri. Vă mai las aici încă o dată linkul de înscriere. Acesta este linkul pentru plata în rate și acesta este linkul pentru plata integral. De asemenea, avem varianta cu cele trei tranșe. Discutați cu părinții voștri, consultați-vă, vedeți care este opțiunea cea mai potrivită pentru voi și alegeți ce credeți că simțiți că e mai bine. Eu sper din tot sufletul să vă văd la curs, să ne vedem din luna aprilie. Sper din tot sufletul să vă ajut să vă atingeți obiectivele, să creșteți în plan personal și, sigur, profesional, să vă urmați calea, pentru că asta e cea mai mare bucurie pentru mine, să văd că ai mei cursanți au rezultate. Eu pentru asta trăiesc, ăsta e aerul pe care îl respir și asta mă motivează să fiu aici alături de voi de fiecare dată. Așa că vă aștept cu mare drag, cu multă iubire. Sper să îmbrățișați și voi această invitație a mea și sper din tot sufletul să fie așa cum vă doriți voi. Eu mi-am propus obiective înalte pentru bacul de anul acesta, sper să luăm și mai multe note de 10 în bac la istorie și să spargem recordul de anul trecut. Asta sigur dacă vreți și voi să vă băgați la astfel de provocare. Uite, Teodora zice, gata, super, m-am înscris și eu, foarte, foarte tare, super, Teodora, abia aștept să-ți trimit accesul și ne vedem pe grup, ne auzim pe WhatsApp. Ionela zice, gata, m-am înscris, super, abia aștept, știu că va fi o simulare în aprilie județean, sper să fie o evoluție. Da, oricum, evoluția se va simți. De regulă, sunt persoane care, sau majoritatea elevilor, au prima evoluție după o lună de zile. Unii au un pic mai târziu, dar dacă nu o simți pe moment, o să vezi că la BA cu siguranță va veni și o să poți să ai reperul de comparație, să-ți dai seama, băi, a meritat sau nu a meritat și categoric o... Sunt convinsă că va fi un răspuns pozitiv. Bun, hai să vedem, mă uit acum să observ cine s-a mai înscris. Văd aici foarte multe persoane. S-a înscris și Gabriela, s-a înscris Mara, Eduard, Bianca, Nicoleta, Carina, mamă ce de lume, Alexia, Mădălina, pe cine am mai văzut aici? Da, Teodora, Ionela, Noemi, oh my god, sunt o grămadă de persoane. Am intrat pe link și am achitat și apare că e confirmat. Super, încă o chestie pe care vă zic, în momentul în care finalizați plata sau înainte să finalizați plata, repede să vă puneți numărul vostru de telefon și mailul vostru, că ne vom conecta pe platformă cu datele astea din aprilie și să vă verificați pe mail că v-a intrat factura de confirmare și de asemenea în mailul acela ați primit și un link în care să vă setați o parolă. Încercați să o setați de pe acum, vedeți dacă merge. Dacă nu vă merge parola respectivă, nicio problemă, o să le setăm împreună când începem cursul în aprilie. Mailul apare cu titlul My Blog.
mai blog sau o factură confirmată sau plată confirmată, ceva în genul acesta. Verificați că poate să fie la spam, la promoții, deci nu neapărat vă intră în inbox. De aceea vă ziceam. Dar eu o să verific plățile și revenim de îndată ce ne afișează și revenim către voi. Să verificați. Uite, Teodora zice că a primit. Teodora, poate ne zici cu ce titlu ți-a intrat acel mail, ca să îl caute și colegii tăi, viitorii tăi colegi. Bun. Deci, rețineți, dragilor, că aceasta este, practic, oferta pe care eu vă fac. Vă aștept din suflet la pregătire. Vă mai las aici încă o dată linkul. Vă las linkul pentru plată integral, vă las și linkul pentru plată în rate. Vedeți care variantă e mai potrivită pentru voi. Cu siguranță este un curs care o să vă schimbe viața, o să vă aducă foarte multe câștiguri, foarte multe împliniri și sper din tot sufletul să ne vedem din aprilie la pregătire. Uite, zice Noemi că am găsit la spam. Da, asta vă zic, e posibil să fi intrat la spam. Căutați acolo la spam sau la promoții. Bun, ce vreau să vă mai spun este că urmează a doua sesiune de pregătire gratuită pe care o avem în 27 martie. Astăzi am discutat despre criza orientală și miercurea viitoare discutăm despre războiul rece. Vă aștept cu drag și la acea sesiune. Nu am abordat niciodată anul acesta școlar războiul rece și dacă puteți, desigur, să trimiteți invitație și colegilor voștri de clasă, cu siguranță le va fi de mare ajutor. Eu sper din suflet că v-a plăcut această sesiune, sper din suflet că ați primit informație valoroasă, că v-a plăcut această pregătire și mai ales astăzi că este ziua fericirii, sunt foarte fericită că am putut să fiu aici alături cu voi și sunt fericită că s-au înscris atât de multe persoane și sper din suflet că această fericire pe care eu am adus-o în această zi să vă aducă la rândul vostru rezultatele dorite. Și să fie la bac așa cum vă doriți voi, să fie cu note mari și dacă se poate cu nota 10, pentru că eu asta îmi doresc din suflet pentru voi. M-am înscris și nu am primit mail, zice Vladimir. Ok, verificați că o să vă intre mail-ul, verificați în special la spam la promoții. Dacă ați făcut plata, mie mi-apare în sistemul de plăți oricum. Da, link-ul este valabil și după webinar, puteți și după ce ieșim de aici să vă înscrieți. Vă mai las încă o dată link-ul ca să puteți. V-am pus cel cu rate și v-am pus cel cu plata integrală. Da, dragilor, cam asta a fost pentru astăzi. Mă bucur din suflet că ne-am auzit, mă bucur din suflet că v-a plăcut. Aș vrea acum la final să dați și o notă acestui webinar. Știu că de obicei voi sunteți cei care primiți note, v-ați primit note la simulare, la teste, la ascultări. Acum e timpul să notați și voi profesorii voștri și să-mi scrieți aici în chat cum vi s-a părut pregătirea de astăzi, dacă v-a ajutat discuția despre criza orientală, dacă a fost utilă, dacă a fost o informație valoroasă, dacă, știu eu, a meritat timpul petrecut împreună. Uite, Ionela zice că am primit la spam. Da, v-am zis că la spam intră de cel mai multe ori. Dacă întâmpinați probleme, Daniela și toți ceilalți, scrieți-mi pe WhatsApp, vă las aici numărul meu de contact de la școală și ne auzim acolo. Da, dacă aveți neclarități. Bun, scrieți rapid în chat ca să ne luăm și rămas bun. Mă ajută foarte mult feedback-ul vostru și apreciez pentru că chestiile acestea mă ajută să îmbunătățesc fiecare prezentare și fiecare sesiune live. Dacă v-a plăcut, dacă v-a fost util, dacă v-a fost de ajutor, rețineți că ne vedem miercurea viitoare, tot de la ora 16, pardon, cu următoarea sesiune din Războiul Rece. Așa că nu lipsiți. Vă îmbrățișez cu mare drag. Ne vedem pe TikTok, ne auzim pe Instagram, urmăriți toate mini-videourile pe care le postez, pentru că ele, de fapt, sunt rezumate de la lecțiile ce intră în materia de BAC. Vă aștept la pregătirea din aprilie și Doamne ajută să fie cu 10, să plouă cu 10 în acest an, să fie cele mai frumoase note pentru ca voi să puteți să ajungeți unde vă doriți, fie că vorbim de facultatea mult visată, fie că vorbim de un loc bugetat, că vorbim despre o bursă, de studiu în țară, în străinătate, să fie așa cum vreți voi și Doamne ajută 2024 să fie anul vostru. Bun, v-am pupat, o seară frumoasă și ne vedem la curs. Ciao, ciao.